Onorate asistenți, iubiți frați, surori, deschiderea evenimentului nostru de astăzi nu poate fi concepută fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori zicala populară foarte clar ne învață orice lucru tău să începi cu Dumnezeu. De aceea vă oferim în atenția voastră grupul Coral Bărbătesc Gnosis, care va interpreta câteva piese bisericești pentru a da curs a evenimentului zilei de astăzi și pentru a avea noi cu toți Harul Dumnezeiesc și prezența celor sfinți cărturari care despre care vom vorbi și care sunt protagoniștii evenimentului de astăzi. Doamne ajută! Oh,
Și mie mulțumim pentru aceste recitale care este atinsă ca omagiu credinței noastre ortodox creștine, acestui timpul al Politicii Naționale, tot semnat logic, dar și educației creștine, care astăzi tot mai des este întâlnită atât în bine, în lăcașe schite, dar și în biblioteci și în școli. Mulțumim! Dragi prieteni, dragi colegi, fiți bisericești, alături de noi este colega Raisa Păreșu, inureașa Bisericii Creștine-Ortodoxe, angajată în Bibliotecii Naționale. Dumnezeu ei a dorit să vină cu un recital de poezie. Autor, de fapt este autor propriu acestor poezii. Poftim, doamna Raisa. Precucetnici părinți, onorați colegi ai Bibliotecii Naționale, mă bucur că aceste puncte de carte bisericească creștină între Metropolia Moldovei și Biblioteca Națională aduce un aport decisiv, hotărător și binevoitor de a continua o colaborare foarte frumoasă în viitor. Eu cred că acesta este un eveniment foarte important pentru Biblioteca Națională și nu numai. Eu zic că astăzi acești pereți aici, unde cândva a fost seminar teologic, unde și-a făcut studiile și Alexei Matevici, cel care a scris imnul limbii române și nu numai, aici au fost pregătiți foarte mulți preoți pe timpuri, foarte mult, foarte mult a contribuit această casă, această incintă pentru educația în acele timpuri a oamenilor. Eu cred că acești pereți s-au muruit astăzi cu aceste cântece frumoase, aceste imnuri și eu sunt sigură este o deschidere nouă, o etapă nouă în viața Bibliotecii Naționale. Și eu chiar aș veni cu o propunere, aici unde suntem noi, în viitor să se înființeze și un paraclis. Un paraclis unde sunt sigură că vor veni foarte mulți oameni și mulți studenți de la teologie și nu numai, dar să fie un început de bun augur creștin. Asta îmi doresc, am vrut să zic. Și aș vrea să citesc o poezie din cartea mea care recent apărută, Oratio Mentis, ceea ce înseamnă rugăciunea minții. O să citesc o poezie care se numește Ce-i trebuie omului? Ce-i trebuie omului în viață? Un masă și un pat, sub un acoperiș de casă cu o candelă aprinsă și o icoană, cu rugăciunea sfântă mereu să stea, cu Tatăl Ceresc la sfat, și când e greu, să-și aline sufletul în cer cu Sfânta Marie Mama. Ce-i trebuie omului în viață? Un cer și un pământ, o apă și un pom care dă umbră și dă roadă, o zi cu soare și o noapte cu stele luminând, o primăvară, o vară, o toamnă și o iarnă. Ce-i trebuie omului în viață? O țară și un neam, un grai la nai să-l cânte prin veac din gură în gură, evlavios să-l cânte prin evanghelii psalm, în Domnul să se regăsească a lui făptură. Ce-i trebuie omului în viață? Un drum și un izvor, o pâine ca să o aibă la dejun, la prânz și cină, o carte a vieții să-i lumineze destinul viitor, mereu el să o citească cu făclea prinsă în mână. Ce-i trebuie omului în viață? Un dor, un sfânt lăcaș, o liturghie și un duhovnic pentru suflet, mereu să se regăsească, să nu fie pătimaș, zădarnic, să nu fie omului în viață, un clopot și un drum, un drum ce-l va duce într-o pădure de cruci eterne, un capac de lemn sau fier ce-l va deschide azi, mâine, nu știu cum, și peste-a lui sicriu cu mâna deasupra gropii țărână o acerne. Ce-i trebuie omului în viață? O masă și un pat, sub un acoperiș de casă cu o candelă aprinsă și o icoană, cu rugăciunea sfântă mereu să fie cu Tatăl Ceresc la sfat și când e greu să-și aline sufletul în cer cu Sfânta Marie, Mama.
Vă mulțumesc! Noi am făcut această introducere frumoasă prin înțelepciune și recital de versuri creștine, iar acum vă poftim pe toți în sală pentru a participa, pentru a lua parte la evenimentul mult așteptat și cu mare emoții să pătrundem în tematica învățământului teologic, în rolul învățământului în societate de ieri, de azi și cum putem vedea această educație în viitorul nostru. Doamne ajută! Stimate domnule Maximilide, onorate vieții bisericești, dragi colegi, dragi invitați, participanți la evenimentul de astăzi, ne bucurăm mult că aceasta se întâmplă în Biblioteca Națională, în zilele europene ale patrimoniului, care pentru anul 2020 sunt patrimoniul cultural și educația, și Biblioteca Națională a considerat de cuvință ca să se consulte cu preotul Maxim Melinte ce am putea organiza noi împreună cu Biserica Creștin-Ortodoxă. Și ne-am gândit că ar fi frumos astăzi, într-o toamnă, cum este anul 2020, pe de o parte văduvită de comunicare, socializare, dar totodată noi, cei care stăm la straja cuvântului și a cărții, ne vom strădui ca să punem în valoare ce avem mai sfânt și scump, credința noastră creștin-ortodoxă, învățământul, rădăcinile învățământului creștin-ortodox din Republica Moldova și vorba de primul seminar teologic, fiindcă suntem parte a clădirii seminarului, primul seminar teologic din aici, în spațiul Basarabean, blocul 2 al Bibliotecii Naționale, un bloc care de fiecare dată este o carte de vizită a noastră pentru cei care vizitează Republica Moldova, este o carte de vizită pentru vizitatorii și utilizatorii Bibliotecii Naționale, fiindcă în acest spațiu astăzi se concentrează tezaurul național scris, secția Carte vechi și rară, dar și alte două colecții extraordinare, cum este colecția de arte și hărți, dar și Audio-Videoteca Națională, ca parte a patrimoniului național scris muzical. Și în ultimul rând, acest spațiu se află un spațiu educațional, centru de formare pentru bibliotecari. Uitați-vă că un spațiu a Bibliotecii Naționale, un moștenitor al seminarului teologic, combină însă și această sintagmă patrimoniul național și educația. Se întâmplă două evenimente frumoase astăzi în acest bloc și credem că nu e o întâmplare. În spațiile de colecție a Bibliotecii Naționale, un simpozion frumos organizat cu binecuvântarea Metropolitului Vladimir și un alt eveniment care nu are tangență cu simpozionul, dar la fel este educațional. Maestrul Iulian Filip, un bun prieten al Bibliotecii Naționale, are o întâlnire virtuală cu persoanele care astăzi sunt în detenție la penitenciarul numărul 13, are o întâlnire virtuală cu ei, vor discuta despre carte, despre biblioterapie, despre opera lui Iulian Filip și vorba aceea. Zice, dacă țineau o carte când era în mână, dacă erau puțin mai mici, poate nu ne mereau în penitenciar, astfel ca poate mai târziu, dar să ajungă știința de carte și cu siguranță vom vorbi și despre credința noastră creștin-ortodoxă. Astă dimineață, părinte, eu ieri am postat așa pe rețele socializare o imagine de la satul meu de Baștină. Cineva zice, de fapt, pictorul Ion Moraru, la fel un prieten al Bibliotecii Naționale, ne scrie că un colț de rai. Atunci eu m-am gândit că, de fapt, raiul este în sufletele noastre și în credința noastră și, de fapt, raiul trebuie să-l găsim, să-l căutăm la rădăcini.
Într-adevăr, satul meu de Mașină este situat pe malul lacului Cătlabuga, unde împăratul Ștefan cel Mare a dus o luptă cu turcii. Acolo unde au fost străjerii lui Ștefan cel Mare și au oprit invazia musulmană și care putea să vină în acea perioadă și mai târziu peste credința creștin-ortodoxă din spațiile noastre basarabene. Iată că această legătură care am făcut-o de moment, zic că, într-adevăr, trebuie de fiecare dată când căutăm ceva, revenim la rădăcini. Astăzi, noi revenim la învățământul creștin-ortodox și originea învățământului creștin-ortodox aici, în spațiul basarabean. Revenim la care sunt, într-adevăr, punem în valoare spațiile primului seminar teologic. Despre aceasta deja ne-au vorbit foarte mulți cercetători, în special istorici, din spațiul nostru și nu numai. Astăzi, cu drag, așteptăm alte comunicări pentru a îmbogăți acel tezaur pe care astăzi îl avem, atât uman, cât și material și imaterial. Zicem așa, să fie, cum zice domnul Ilean Filip de fiecare dată, binecuvântăm acest eveniment. Eu zic să ne fie într-un ceas bun, avem o zi cu liniște și cu pace și astfel să continuăm să fie într-adevăr cu bun folos pentru noi, în uriașii, în special cei a Bisericii Creștin-Ortodoxe. Sunteți alături de noi, este o onoare. Cu siguranță și sunt sigură că acest eveniment care este transmis în direct, în parteneriat cu Institutul Dezvoltării Societății Informaționale și la pupitrul echipamentului este însăși directorul acestui institut, Igor Cojocaru, pentru ce îi mulțumim de fiecare dată că este alături de Biblioteca Națională. Deci, să dăm start evenimentului. Părintele Maxim Melinti continuă deja programul evenimentului. Mulțumesc! Onorată asistență, iubiți frați, surori, preacucernici părinți, înainte de a începe evenimentul de astăzi, permiteți să dau citire mesajului Mitropolitului Vladimir, adresat participanților simpozionului științific național, Biblioteca Națională Leon dintre Patrimoniu Cultural și Educație. Preacucernici părinți, iubiți frați, surori, cu deosebită bucurie salutăm evenimentul cultural-spiritual care adună preoți, cercetători, bibliotecari și tineri istorici. Biserica întotdeauna a promovat cultură, educație și învățământul, a susținut și continuă să susțină formarea intelectuală și cea spirituală a generației tineri în școli, universități, biserici și mănăstiri. Dar educația moral-spirituală nu va avea niciun impact fără cea mai mare și cea mai citită carte din lume, Cartea Cărților, Biblia sau Sfânta Scriptură. Această carte trebuie să devină carte de căpătâi în fiecare casă, un ghid viu pentru lumea demoralizată, unde unii doresc să excludă din nou biserică și pe Dumnezeu, uitând că poporul fără credință și valori creștine riscă să se rupă de strămoși, să uite rădăcinile sale și riscă să dispară de pe față pământului. Exprimăm speranța că rezultatele forului vor contribui la promovarea culturii, credinței și educației în societatea noastră, mai ales în rândul tinerilor. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să reverse mile sale cele bogate peste voi toți, dăruindu-vă sănătate, fericire și mult belșug întru toate. Cerem și o ocrotire preacuratei sale Maici să pogoare Sfântul Său acoperământ peste voi toți, iar prin rugăciunile Sfântului Rad Gavril Bănărescu Bădoni, să aveți parte de realizări fructuoase în domeniul culturii și educației. Cu arhirești binecuvântări, Vladimir, Metropolitul Chișinăului și al întregii Moldovei. La fel, iubiți frați, surori, am însărcinare și binecuvântare în al Preasfințitului ca să ofer și prima distincție, sperăm, nu ultima, pentru cea care este inima, sufletul acestei instituții, pentru doamna Elena Pintelin. Diplomă cu binecuvântare arhierească, doamna Elena Pintelin, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, se decorează cu prezentă diplomă în semn de recunoștință arhipăstărească,
pentru activitatea sărbuincioasă spre binele și întrumărirea Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova. Din milă Dumnezeu, Vladimir, Mitropolitul Chișinău și întregii Moldovei, Chișinău, 15 octombrie 2020. Vrednică este! Vrednică este, vrednică este, vrednică este! Mulțumim presbiterului Mitropolit Vladimir, cât și preotului Maxim Elinte pentru această diplomă și zic această diplomă și bucuria acestei diplome o împart astăzi împreună cu toți colegii de la Biblioteca Națională, care fiecare psihiatru său a pus umărul la organizarea acestui eveniment, care păstrează cu sfințenie Cartea Creștină în Biblioteca Națională și o pun în valoare. Deci, dragi prieteni, este o diplomă, dragi colegi, și o sarcină pentru noi mai departe de a lucra și de a promova Cuvântul Domnului. Mulțumim mult! Onorată asistență, iubiți frați și surori, o să procedem acum la comunicări care sunt foarte interesante, bogate și frumoase. Sperăm că cei prezenți și cei care ne urmăresc online vor descoperi lucruri frumoase, utile, necesare. Poate vor redescoperi ceea ce este, de fapt, învățământul și educația moral-spirituală în trecut, în prezent și în viitorul care dorim noi să fie cu Dumnezeu, cu valori creștine autentice. Și oferim primul cuvânt Părintelui Octavian Moșin, proprietarul Mitrofor, doctor, care este și conferințar universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității din Statul Moldova și paroh al Bisericii Întâmpinarea Domnului din incinta acestui universități, de altfel și capela de trecut a tinerilor teologi care au ajuns ulterior teologi de seamă, preoți din Basarabia, și la fel este preot al comunității Dumbrava, municipiul Chișinău. Preocupcenici părinte, ascult. Mulțumesc mult, preocupcenici părinți, doamnă director, dragi participanți la acest simpozion științific, la Sănătăm și ne bucurăm foarte mult că în această tamă avem frumosul prilej să fim împreună, abordând o temă atât de actuală legată de patrimoniu și de tot ceea ce moștenim noi. Evident că salutăm această frumoasă osmoză care se înfiripează de Biserică și Biblioteca Națională. Sperăm că această colaborare va da roduri bune și binecuvântate și mulțumim tuturor care depun eforturi pentru ca să fie posibilă această firească colaborare între instituțiile ecleziale și bibliotecile din Republica noastră. Cred că de totdeauna așa și a fost și așa și trebuie să fie această firească legătură și simbioză. Ceea ce mi-am propus astăzi să vă comunic, poate sunt lucruri arhicunoscute, dar asupra cărora revenim, pentru că totdeauna aspectele istorice vin ca o adevărată știință a vieții noastre și așa după cum redeschidem Sfânta Scriptură și recitim cu alți ochi și printre rânduri, exact același lucru și abordând diverse aspecte ale istoriei ecleziale din spațiul nostru protomistrian, noi revenim asupra unor realități pe care trebuie să le păstrăm în conștiința noastră, astfel vor rămâne fi vii în societatea în care trăim. Mă voi referi la una dintre puținele clădiri care reprezintă
spațiul istoric al urbei noastre. E vorba de capela cu cramă întâmpinarea Domnului Stricare între Părinte. E vorba de un edificiu care astăzi, așa, la general astăzi, la 24 august 1880, deci spre acest final de vară, am primit 140 de ani de când a fost cărnosit acest sfânt lacaș, care este un ordinar. Deși se înscrie printre cele circa 15 edificii de cult din municipiu care intră în patrimoniul nostru național, cu toate acestea observăm că este o clădire neordinară, chiar după construcție, pentru că este împrejunită de câteva grupuri de studii care apar concomitent cu construcția bisericii. Iar cei ce vedeți dumneavoastră, această perlă arhitectonică din incinta campusului Universității de Stat din Moldova de astăzi, lucru care era foarte vizibil din turnul de la deal, din actualul Muzeul al Chișinăului. Astăzi clădirile au cam acoperit acest complex, dar avem imagini de epocă care ne arată ca pe palmă tot ce ce reprezenta acest complex eclezial care a generat atâta viață și care a născut atâția și atâția teologi, pentru că biserica a fost prevăzută pentru școala spirituală inițial, apoi trece în perioada interbelică, odată cu deschiderea facultății teologie, trece seminarul și evident că tot într-o instituție de învățământ sau mai bine zis toate acele edificii sacre și blocului seminarului au trecut pentru nouă ființată în statul de stat, care au ștat la bază acestei instituții USB pe care le-am astăzi. Iar după 90 încoace, de când se redeschide facultatea de teologie pentru o scurtă perioadă, la 2 ani, de 91 și 93, perioadă de 93 până 2005, a fost capela Academiei de Teologie Ortodoxă, iar de atunci încoace, pe parcursul acestor ultimi 15 ani, este capela tuturor tinerilor, este o biserică a tinerilor în speță, și adună tineri cercetători, oameni care își fac studiile, îmbrățișând diverse preocupări din domeniul teologiei și religiei de la Universitatea de Stat din Moldova. Evident că de atunci, din august 1880, s-au întâmplat mai multe lucruri, atât în istoria Basarabiei, cât și în istoria acestui sfânt așezământ, care nu este nimic altceva decât o vie mărturie și totodată vedem că este un locaș îmbibat nu doar de istorie, dar și de rugăciune, pentru că acolo a fost de-a dreptul atâția și atâția oameni demni, iar probabil că cel care m-a inspirat și care cumva cred eu că m-a binecuvântat ca să petrec ultimul sfert de viață în acest lăcaș, este regretatul mitropolit Antonie Glomadeală, care a fost și el seminarist la această școală, în anii 40, ca mulți alți, trebuie să treacă prutul și să nu mai poate reveni decât după câteva decenii. Și eram împreună cu părintele Eugen, care îl salut, care a fost colegi la Sibiu, acolo am urmat cursurile de doctorat, primii doctorați au fost la școala de la Sibiu. Ne-am întâlnit cu un altul care mi-a binecuvântat și, deși era neputincios, era călucior, ridicat doar puțin mâna strângă, și cu ea ne-a binecuvântat. De altfel, ținea o cărțurie și regret că acum mi-a scăpat și n-am luat-o cu mine, o cărțurie care era intitulată Basarabia și pe copertă era, de altfel, complexul bisericesc, întâmpinarea Domnului, deci clădirile, a fost un semnal de unde a plecat și a trăit toată viața de la plecare încolo cu acest of și dor de locuri de dragi. Iar atunci când au auzit că se întâmplă la Chișinău, când au auzit de frumoasă intenție ca câțiva studenți basarabieni să urmeze studiile postului în stare tocmai la Sibiu, s-au bucurat din studiile mult și au
simțit tot sprijinul și ajutorul, dar probabil că însuși m-a binecuvântat de atunci, din anul 2000, de când a fost înmatriculat la studii, în noiembrie 2000, mi-amintesc, chiar data de 1 noiembrie. În câteva luni am ajuns preot la capela universității unde stau până în prezent. Astfel de oameni au fost în această școală, evident că acum nu avem timpul suficient pentru ca să vorbim despre toate personalitățile care au marcat viața bisericii, dar probabil că nu este nicio notorietate din viața eclezială autohtonă care n-a trecut prin această biserică, care n-a slujit acolo sau care n-a avut niște ore sau chiar s-a regăsit în calitate de învățăcel. Evident că a avut multe de suferit în perioada post-belic această biserică, de altfel ca și multe alte edificii din Republică, încât a fost transformată în sală de sport și atunci când au pornit lucrările de renovare acestui Sfânt Lăcaș, am văzut cât de mult a avut de suferit, pentru că a fost forțată clădirea, s-a făcut tot posibil să nu se mai vadă lume ale Sfântului Lăcaș de altă dată. Dar totuși, din anul 2000 până în 2007, biserica a fost renovată în exterior. Fațada bisericii acum încercăm să o împrospătăm în acest an, adversar, așa că suntem în plin lucrări și ne-am gândit că poate ne ajută Dumnezeu în următorii ani, că de 150 de ani acestui Sfânt Lăcaș, biserica de așa să aibă o reconstrucție capitală și să poată rezista cel puțin că atâta cât a trăit până în prezent. Spuneam că biserica Întâmpinarea Domnului, capela de altă dată, este o biserică neordinară, atât prin faptul că Sfântul Lăcaș este la etaj. Acum câțiva ani am primit și spațiile de jos ale Lăcașului, o biserică impunătoare, pentru că atunci când spui cumva că e vorba de o capelă în care încapă aproximativ 700 de oameni, nu le vine crede că este o simplă capelă. Evident că Lăcașul n-a fost inițial atât de încăpător, pentru că atunci când a fost proiectat pentru început era prevăzut doar pentru 300 de persoane, pentru 300 de învățăceni la școala spirituală. Evident că numărul acestor crește către începutul secolului 20 și de aceea arhitectul eparhial Sărățescu este cel care reflectează biserica și îi adaugă încă câteva cupole, patru la număr, și evident că spațiul se dublează și se mai dă un balcon pentru inspectorii de altă dată și pentru cântăreții care intonau ghimele liturgice și la fiecare slujbă care se oficea în mod obișnuit în această biserică. Spuneam că această biserică este cea care a fost întotdeauna un laborator fotocesc, pentru că a activat timp cu școala și totdeauna a fost așa concepută. De aceea această școală, această biserică a devenit o școală în practică, pentru că exact așa după cum universitate tehnică de medicină sau nu știu eu are laboratoare de sale, probabil că biserica Întâmpinării Domnului este un adevărat laborator duhovnicesc, pentru că acolo s-au format duhovnicește atât și atât sau oameni. Evident că un loc aparte și mi-a reușit în acești ani să studiez cât de cât viața și activitatea unor dintre demni oameni care a trecut prin această capelă, care a slujit 35 de ani, dar cel mai longeviv slujitor la această biserică și la capelă menționează aici. Este vorba de preotul Mihail Cechir, este cel care la noi în capitală este mai puțin cunoscut, deși am încercat să mergem pe urmele acestea, aveam chiar și o bibliotecă în cinstea acestea în sectorul Rășcani, dar dânsul fiind
Mihail Găuz, este foarte cinstit ca un adevărat apostol și luminator al Găuzii, ca probabil așa trece noastră de Basarabe, pentru că este o autoritate din viața bisericii interbiericii. Am lăsat cu alte ocazii și câteva studii realizate de către noi și de către confrații noștri de la Comrat și din alte zone care sunt preocupați de această personalitate. Și am pus această problemă și cred că vom reveni că atât Părintele Mihail Cechin și mulți alții merită a fi trecuți în rândul vrednicilor pomenitori și sfinți ai neamului nostru. De aceea pregătim dosarul acesta pentru ca comisia care se ocupă de canonizarea sfinților locali să studieze această personalitate și de rând cu el atâția alții vrednici slujitori și pomenitori ai bisericii noastre. Evident că capela de altă dată a fostul seminar teologic, academiei teologice, chiar și nu doar în perioada interbelică, dar și în perioada aceasta, de după 90 încoace, a pregătit atâtea cadre teologice și, practic, 90% din cei care sunt slujitorii noștri de astăzi, pe acest pete de pământ, sunt școliți aici, la Institutul noastră autoră, care se cheamă Academia Teologică. După ce au trecut teologii într-un alt sediu, de 2005, cu ordine de curs, cu slujbele din 2007, am încercat să nu rămâi în pustie această biserică și să-i dăm o altă menire. De ce din anul 2005 încoace, am inițiat mai multe programe de master cu caracter creștin, în special la facultățile de litere, de psihopedagogie, dar am aprins rădăcini în special la Facultatea de Istorie și Filosofie, unde mă regăsesc în prezent, pentru că avem an de an promoții de slujitori, preotese, oameni de bună credință, practic din toate domeniile, care urmează un curs, un program de masterat intitulat Istoria și Cultura Religiilor. Îi spuneam, doamne director, că datorită bibliotecarilor de la Universitatea de Stat, noi am putut să adunăm circa 10.000 de tipuri de carte religioase, să fim o parte a bibliotecii USM și să fim în acest circuit interuniversitar, care este atât de binevenit și care aduce atâtea lucruri bune și binecuvântate, încât multe momente în biserică și caută biblioteca de carte religioasă, oameni pe care niciodată nu i-am văzut, studenți de la tehnică, de la medicină, de în altă parte, pentru a găsi putare sau putare carte, tocmai în colecția noastră modestă de carte religioasă, cu care lucruri că putem fi de folos. Evident că sunt încă multe de făcut, iar acest gol pe care l-am simțit după plecarea Facultății de Teologie de la USM, am încercat să mă umplem cu alte activități, pentru că pe lângă această capelă activează o asociație a studenților creștini ortodoxi, mai mulți am obținut în fiecare an, începem să pescuim și chiar în această perioadă pandemică, iată, vedem după aproape 2 luni de studiu că au apărut alții 20 de tineri care se lipesc de biserică și te bucur că vin și totodată e atât de trist că în 2-3 ani pleacă, pentru că știi că nu rămân aici în parohie, dar adică tot așa vin ca valuri și pleacă și vin și la locul lor unde se vor manifesta în continuare. Dar probabil că asta este menirea și probabil că asta este și durerea tuturor bibliotecilor, cât oamenii nu prea se opresc, dar așa, adică sunt întreagă prin biblioteci atunci când au nevoie sau când trebuie să se inspire și să se documenteze. Asta este și soarta acestei biserici, care n-au avut o parohie, propriu-zis, n-au avut un contingent stabil de oameni, dar totdeauna au fost atâția și atâția tineri învățăcei care au trecut prin această instituție atâta timp cât a fost la studii. De aceea încercăm prin intermediul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi și vom încerca ca
anul viitor, care este un an pentru noi aniversar, care reprezintă 30 de ani de activitate în rândul tinerilor, în perioada de când nu mai este prestriște, să prezentăm activitatea tinerilor, special a teologilor, care s-au manifestat și au avut frumoase biserici în aceste ultime 3 decenii. Acestea sunt câteva gânduri și nădăjduim că vom avea prilejul bun și din importate să ne dăm reîntâlnire pe ce nu, chiar și în capela, întâlnirea Domnului și în alte. Sfintele Acașul, chiar zile ce am intrat într-o altă biserică foarte semnificativă, de zona veche orașul, Biserica Bună Vestire, care foarte frumos se repetează, se restaurează catapeteazma și ne bucurăm că evident că revin la normalitate și la frumusețe de altă dată bisericile noastre istorice. Mulțumim pentru această prezentare. Eu mă număr printre foști studenți Academiei Teologiei Ortodoxe din Moldova și cu emoții deosebite îmi amintesc capela care acum este îmbrăcată într-o straie potrivită, cuvenită unei biserici, dar acum arăta de altă dată când eram noi studenți. Noi încă am prins acele dungi pe podele care au rămas de la sala sportivă. Am apucat acea stare dezastruoasă în care s-a aflat mult timp această biserică deosebită, această capelă, care este acum capelă pentru toți tineri din Moldova, nu doar pentru cei de la teologie. Și mi-amintesc la fel de mărturiile domnului Colesnic, care într-un volum Basarabiene cunoscute vorbește despre Petre Chicu, care era pictor cu o bogată operă de arte în epoca interbelică din Basarabie și probabil că la inițiativă părintelui Serghei Bejan, care era atunci directorul seminarului, Petre Chicu între 1933-35 realizează un proiect deosebit. Pictează întreaga biserică. Dar nu era să facă acest lucru dacă nu avea să aibă și susținător, adică echipă. Și atunci seminarul identific tineri potențial de a picta, de a avea darul în artă morală și adună această echipă ca să picteze biserică. E sigur că din acele picturi nu a rămas absolut nimic. Mai mult decât atât, sunt și documente, mărturii, cum deasupra altarului era atârnată și steaua roșie. Deci așa trebuie să fie, orice lucru trebuie să fie legat, strâns de simboluri totalitarismului comunist. Ne bucurăm foarte mult că între timp biserica, cum am spus mai înainte, a căpătat strai potriviți. Și duminici, sărbători, da, și zile de rând este arhiplin. Pentru că biserică sunt oameni, nu doar clădiri, dar oameni. Și doar acești tineri care deja, cum a spus Părintele Octavian, sunt mai mult decât tineri, dar tineri cu Duhul. Pentru că Henry Ford spunea că atâta timp cât înveți și la 20 și la 80 de ani poți fi tânăr, pentru că înveți și studiezi și echilibrul îți păstrezi atâta timp cât ești învățăcel în carne și în oase. Mulțumim încă o dată, Părintele Octavian, și vă dorim realizări frumoase în activitatea voastră deloc ușoară,
dar atât de necesară și atât de dorită pentru societatea noastră. Educarea tinerilor, formarilor și, desigur, că promovarea valorilor creștine autentice, cu Doamne ajută. De la Chișinău noi ne transferăm un pic la nord și o să ascultăm un alt vorbitor, colegul de altfel a părintelui Octavian, care împreună a făcut doctorat la Sibiu, este vorba de părintele Eugen Onicu, clericul Bisericii Sfântul Marmucenic Pantelimon din Chișinău și conferențiar la Academie de Teologie Ortodoxă din Moldova. Dumnealui ne va prezenta schițe privind activitatea, învățământul teologic deja de la nordul Basarabiei. Doamne ajută, părinte! Nu numai de la nordul, rămânem un pic în Chișinău, pentru că am să vorbesc mai întâi despre școala spirituală de băieți din Chișinău, care apoi și-a deschis o filială la Belț, ulterior la Ledinuță. În contextul celor spuse de părerea meu, părintele Octavian, și ca continuare, învățământul teologic din Basarabia a cunoscut diferite perioade, de la înființarea seminarului teologic din 1812-1813 de către Mitropolitul Gavril Bănărescu Bodoniu, seminar care la început era găzduit într-o încăpere, într-o odaie în casa unui boier, da? Având la început numai 6 studenți, după care a crescut, s-a simțit nevoia ca să aibă o clădire aparte, a fost construit clădirea seminarului teologic, care a găzduit o perioadă și școala spirituală de băieți, după care, iarăși înălțându-se numărul elevilor în această școală spirituală, care a fost înființată în 1823, ca urmare a reformării seminarului teologic de Chișinău, care a rămas doar cu clasele superioare, iar școala spirituală de băieți prevedea clasele inferioare, deci nu primare, deci de educație medie, să spunem așa, la care erau primiți copii din vârste dintre 10 și 12 ani și, și aceștia trebuia să aibă o pregătire de bază necesară, trebuiau să cunoască limba rusă, în primul rând, pentru că studiile se făceau numai limba rusă, trebuiau să cunoască primele două polonițe din tabla mulțirii și câteva rugăciuni pe de rost, iarăși în limba slavonă, pentru a fi admiși la această școală. Inițial era un număr mic de elevi, dar cu timpul sigur că s-au mărit, încât a devenit o adevărată focar de educație spirituală pentru copii și copii care de obicei erau primiți copii de clerici și ca cei care absolveau, reușeau să absolvească această școală, aveau posibilitatea să-și continue studiile la seminarul teologic din Chișinău, după care, sigur că, sau la seminarul teologic din Kiev, ca obicei, sau la Academie de Teologie din Kiev. Și marea majoritate a absolvenților care au și-au urmat cursurile mai apoi la seminar sau la Kiev, au revenit ca profesori la această școală spirituală, în Chișinău, ulterior de la Belț și Jedinec. Școala era întreținută în mod special de un buget prevăzut de către Sinodul din Sinodul Bisericii din Sankt Petersburg, dar și din colegiile care erau făcute de către preoții localnici din cadrul eparhiei Chișinăului și a Hotinului. Au activat, ca regulă erau 3 profesori de bază, după care erau profesori invitați de la diferite licee pentru a preda disciplinile laice. Accent totuși se punea pe predarea limbii slavonice și a limbii ruse, atât scris cât și oral, la care, dacă e să răsfăim registrele, da, sau catalajele, cum se spune, din acea perioadă,
vedem că basarabenii noștri, cele mai multe note de 2, primeau anume la disciplină limba rusă. Faptul că mulți spun că basarabeanului nu îi se dădea pe plac sau nu îi se dădea pe învățare limbile străine, nu este adevărat, pentru că dacă luăm aceiași elevi la alte limbi străine, cum era greacă sau latină, vedem că notele erau pozitive, adică notele erau mari, da? Dar limba rusă, din păcate, șchiopătau. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că, așa cum a spus-o primarul Pavel Elinar Popov, mai întâi a zis acest lucru, că, adică atunci când, de fapt, ai impus limba rusă ca să fie limba de bază, de învățare în această școală spirituală, el a spus că lăsați-i să învețe limba rusă, pentru că limba moldovenească română o cunosc de acasă. Și ori acest lucru a ridicat pe mulți elevi ca să-și facă studiile, ei fiind nevoiți nu numai să vorbească într-o limbă străină, ci chiar și să gândească în această limbă. Și acest lucru, iarăși mă întorc la ce discuții de Părintele Octavian, a fost menționat în cartea aceasta Basarabia, care am primit-o de la Mitropolitul Antonie Plămădeală, ca autor. Îl spun foarte clar că în această perioadă, din 1812 până în 1918, dacă e să căutăm, să răspălim, nu găsim niciun studiu semnat de vreun basarabean, pentru că basarabeanii nu puteau să gândească prin limba rusă. Acest lucru este vădit, pentru că și toate publicațiile care au apărut, ei au apărut în limba rusă și sunt semnate de obicei de către profesori invitați de la Kiev sau din alte instituții teologice. În fine, școala aceasta a pregătit, era platforma de pregătire pentru studiile ulterioare, a activat până, a fost reformat odată în 1869 și a activat până în 1889, când a fost prefăcut în școală de Cântăreț, adică a fost practic desfințată. În istoria acestei școli mai este un popas care trebuie să amintim, în 1867, dacă nu mă greșesc, pentru că erau tot mai mulți elevi doritori, fiind singura școală de pregătire medie din Basarabia, numărul elevilor era subnut, ca obicei erau, elevii erau fii de clerici, fii de preoți sau care învățau aici, și a fost nevoie ca să deschidă încă o școală spirituală mai întâi la Belz, pentru a satisface dorințele celor din nordul Basarabiei, după care s-a hotărât această școală să fie transferată la Belz un an și ceva, după care a fost transferată la Ietniț, unde a activat asemenea până în 1889, asemenea ca școală spirituală de băieți din Chișinău. Ca pregătire medie, deci din disciplinele, am zis că în afară de limba rusă, sigur că era aritmetica, era oratorica, muzică sau cântarea bisericească, cântul bisericesc, mai bine zis, geografia și istoria. Dar sigur că istoria, mai mult ca Imperiului Țarist și istoria Bisericii Ortodoxe Ruse. Celelalte discipline, care, cealaltă parte a istoriei, cealaltă parte a monedei istoriei neamului nostru, sigur că era lăsată în afară vizorului acestei instituții. A dat școala aceasta, a dat peste 3.000 de absolvenți pe parcursul existenței sale, care, am zis, pot să ne repet, așa au continuat studiile în instituțiile superioare de învățământ. Cei care nu absolveau, iarăși, din diferite motive, pe ceea ce erau motive uneori de comportament, alteori, deja spre sfârșitul secolului XIX, erau mai mult politici, pentru că dacă erau depistate, ca și la seminarul teologic, la studenții seminarului teologic, dacă erau depistate cărți în limba română, aceștia erau de obicei exmatriculați din aceste școli și care erau înrolați în armată și continuau activitatea în armată țărăsă. Da, acestea fiind spuse, în funcție de atenție.
și spațiul pentru întrebări, dacă are cineva întrebări în sală. Dacă nu sunt întrebări, tot e clar, o mică. Da, de la școală. Da, tot e clar, o mică este. Dar o vremere de acasă, da? Aș dori să fac și o mică precizare cu ceea ce ține de învățământ. Părintele Lucian Unicu spunea că, în mare parte, elevii care făceau școala, seminarul sau școlile duhovnicești, erau copii din familie de preoți. Nu știu, ori că juca factorul uman, ori erau alte motive, dar știu că atunci când Gavril Dumnezeu Bădoni încuraja preoții să-și trimite copiii la școală, să învețe, să facă studii teologice, aceștia nu erau atât de receptivi. Nu știu dacă cineva din cei prezenți poate să dea un răspuns la această întrebare. Da, este ferm că copiii preoților învățau chiar din familie lucrurile, ceea ce țin de disciplină teologică, de învățare, de rugăciuni, de studiul biblic. Dar seminarul pregătea și studierea limbilor clasice, limbilor biblice, și din arhivele, din cronicile, observăm că totuși copiii nu erau atât de mulți de numărul preoților, dar le permiteau și boieri, care își permiteau să plătească și un drum, și o cazare aici în târg, și multe alte beneficii. Mulțumim încă o dată pentru Eugen și vă dorim și dumneavoastră mult curaj și multe răbdare în a învăța tineri viitori slujitori ai Bisericii Ortodoxe, în instituție în care activați, mă tem să spun câți ani? 20 de ani, da? Da. Vin și eu cu o mică completare la cele spuse către Părintele Moșin, referitor la personalitatea preotului Mihail Cechir, el după cursul ultimor 5 ani, atât la Biblioteca Teritorială din Răgăuzea, cât și din partea unor cercetători la FIO din Găgăuzia, mereu o să îndresează la Biblioteca Națională pentru a găsi urme de cărți sau informații ce ține personalitatea sau ceea ce a scris preotul Mihail Cechir. Astfel, cred că Biblioteca Națională vine cu contribuția sa la completarea acelui dosar despre însă și importanța și contribuția preotului Mihail Cechir la dezvoltarea spiritualității creștini aici, în Basarabia, și atunci când cineva își pune întrebarea pentru ce mai avem nevoie de biblioteci, într-adevăr, bibliotecile sunt acele păstrătoare de memorie și informațiile despre personalități și a personalităților și pun umărul atunci când este nevoie de a reconstitui un nume sau un eveniment. Cu siguranță, colecții bibliotecii naționale sunt tocmai destinate acestor lucruri frumoase care se întâmplă în special în ultimii ani, când revenim din nou la istoria noastră și în special la reconstituirea unor nume de personalități. De fiecare dată Biblioteca Națională își pune numărul atât prin cunoștință bibliografierea tot ce s-a scris despre sau chiar însăși cu opera unor personalități și eu mulțumesc colegilor care muncesc de fiecare dată și vin cu informații veridice care se păstrează doar în biblioteci. Așa, da. Așa, preotul Maximilinte, protorătorul Bisericii Acoperimântul Maciei Domnului, din satul Ghidighici, astăzi este alături de noi cu o comunicare, credem noi, la fel de interesantă ca și a colegilor. Părinte, sunteți unul din mentorii Bibliotecii Naționale, cei ce ține anume în calitate de membru acelor laboratoare duhovnicești din care dumneavoastră proveniți. Sunteți alături de noi, deci vă oferim cuvântul și
Vă mulțumim mult că ne-ați îndemnat și ne-ați inspirat undeva pentru organiza acest eveniment. Deci, vă rugăm frumos. Este datoria mea sfântă să fac acest loc, pentru că n-am să uit niciodată secția care era locul central, unde nu era atât de multă lumină, iluminare, erau vreo două fotoli, niște mese mai vechi și absorbam toate cărțile care reușeam să le citesc, în special jurnalul de călătorie a părintelui Paul Mihail și citind acele jurnale, parcă mergeam împreună cu părintele Paul în călătoria lui în Bulgaria, în Muntele Athos. Adevărul că era tare fric în încăpire respectivă și ca să mă încălzesc un pic, traversam strada și serveam în cafenea de vis-a-vis cafea. Dacă veneam înapoi la bibliotecă, înghețeam din nou și cu gândul este un păcat, continuam să lucrez. Dar știți cum e, un cercetător trebuie să fie flământ. Că dacă e sătul, ca și pictorul, da, eu deja intră în hibernare și nu mai vrea nimic. Așadar, onorată asistență, astăzi vreau să vorbesc despre personalitate mai puțin cunoscută în istoriografie eclesiastică. Este vorba de părintele Iustin Ignatovici, un cărturar, un traducător, un tipograf și, cum o mai numea și părintele Pavel Mihail, Coresi al Basarabiei. Înainte de a trece la referatul meu, o să fac câteva citire la câteva versete care foarte mult, cred eu, se potrivesc pentru epoca în care ne aflăm noi, dar și pentru necesitatea de a învăța și de a studia. Psalmul foarte mult învață să învățăm și să căpătăm cunoaștere cu Dumnezeu. Învață-mă bunătatea, învățătură și cunoștință, că în poruncile tale am crezut. Acest verset face parte din Psalmul 118, care în special se citește la așa numite stâlpi. Psalmii care se citesc în casă celui decedat. De altfel, este un îndemn post-factum, dar și un îndemn pentru cei prezenți la procesiune funerară, că este foarte important ca omul nu doar să acumuleze tezaurul material, dar trebuie să culeagă și tezaurul duhovnicesc, prin studiu, prin cercetare, prin rugăciune, pentru că rugăciunea la fel este un studiu, pentru că prin rugăciune ne cunoaștem pe Dumnezeu. Și alt citat poate un pic opus din alte perioade, dar vine din aceeași regiune, din Ierusalim, de data aceasta semnat de un rabin, Iosua Gaon, care spunea, dacă Ierusalim a fost distrus, aceasta s-a întâmplat numai pentru că oamenii neglijau să-și trimite copiii la școală. Biserica și școală trebuie să meargă împreună. Așa dorim noi. Cuiva poate nu-i convine, cuiva poate nu-i place această afirmație, însă această afirmație iese din spusele Marelui Eminescu, care spunea că Biserica Ortodoxă este mama poporului român. Și dacă noi ne considerăm că avem mamă, atunci trebuie să ținem cont că mama noastră așteaptă ca biserică să meargă de mănunțe cu școală, cu învățare, cu cultură, cu patrimoniu, cu cercetare. La data de 23 decembrie 1875, preotul Iustin Ignatovici, împreună cu soția sa, preoteasa Vera Ivanovna Ignatovici, în lume Baconski, ajung
cu slujire pastorală în satul Năpădin, județul Bălți, de atunci azi raionul Unghiei. Cam în aceeași perioadă, o altă personalitate marcată a culturii românești, Ion Creandă, aflându-se încă în treaptă clericală de diacon, scrie în Noul Curier Român articolul intitulat Misiunea preotului la sat. Pentru ca preotul la sat să-și poată îndeplini misiunea cu destulă demnitate, trebuie să fie, mai înainte de toate, un econom bun, silitor și muncitor, care să întrunească totodată aceste trei calități indispensabile unui apostol. Să fie învățător bun și conștiințios, doctor fără sete de argint și judecător imparțial. Aceste trei calități posedate, succesul misiunii preoțești este pe deplin asigurat. Nu știu dacă părintele Iustin Ignatovici a citit pe contemporanul său Ion Creangă, dar fiind absolvent de seminarul de Chișinău, probabil că având șansa să rămână în Chișinău, fiindcă soția lui era fiică de preot, care activat la Biserica Sfântă Treime, putea să rămână și în Chișinău. Însă a ajuns să slujească într-un sat foarte îndepărtat de centru. Dacă mergeți pe, cum spun, pe Betong, ajungi și într-o oră. Atunci nu era nici drumul acesta betonat, nu a fost nici celălalt care Ieșului, corect spus așa, da? Iașului, în drum spre Iași, care puteți să ajungi la Năpădin. De ce spun lucrul acesta? Părintele Iosif Ignatovici, fiind preot circa 30 de ani în această localitate, în această parohie, reușește să fie membru activ în toate organizațiile, asociațiile, eparhiale. Și în frățimea ortodoxă nașa lui Hristos din Chișinău. Și la tipografie eparhială. Și la revista Chișinăuscă eparhială Vedmăstă. Și apoi și la următor. Și traduce, sau cum se numea pe atunci, tălmăcește din rusește, din slavonește, în moldovenește, ahatiste, cărți și scrieri. Probabil că ați cei prezenți cunoaște despre așa numite filișoare misionare sau broșuri. Iată, eu am adus ca să vedeți. Ele erau tipărite în așa format, în rusă, și alt exemplar era tipărit în limba moldovenească, doar cu caractere cu tiparul slavonesc. Aceste broșuri trebuia să fie procurate de către preoți din eparhie, apoi împărțite prin vânzare în ureașelor din parohie unde activează. Dar cum spuneam înainte, și aici a jucat factor uman. Nu toți preoți erau responsabili de această misiune. Ne gândim la faptul că atât de mulți preoți, printre care se numără și Gurigros, viitorul mitropolit al Basarabiei, strigă în gură mare că este necesar să luptăm cu invazia sectară în Basarabia. Să luptăm cu alte noi tendințe care au pătruns din Europa și din Sankt Petersburg. E vorba de socialism, de literatura revoluționară. Totuși, repet, nu toți erau responsabili. Mai mult decât atât. Cei care stăteau în fruntea frățimii ortodoxe nașii lui Hristos din Chișinău insistau ca limba română să revină în Biserica Basarabiei. Insistau și lucrul acesta a fost susținut deja
după mulți erari care erau opuși limbii României, începând cu Pavel Lebedev, și tocmai de la Iacob Piatnitski s-au ajuns ca limba română să revină în biserică și preoții să poată încet cu încetul să vorbească, să slujească și să folosească literatura în limba română. Ce se întâmplă? Un preot din Gălești, azi Raionul Strășeni, pe atunci județul Orhei, în 1876, menționează: Serviciul divin este oficiat în limba moldovenească, deoarece locuitorii satului Gălești, moldoveni din Talpă, sunt sincer devotați religie și cred în Mântuitorul lor, Evanghelie și învățătura sa. Însă consider că introducerea alte limbi în cultul divin decât cel moldovenesc poate duce la modificări în învățături și respectarea canoanelor și rânduieli pe care ei au mașinit de la strămoși. Inureașul a avut rezistență. Și omul care nu înțelege ce se vorbește lui pe amvonul bisericii, adânsul apare o doză de îndoială. Dar cât de adevărat este ceea ce s-a citit? Cât de autentic este cu ceea ce am învățat noi împreună cu laptele materne? Cât de canonic sunt acele slujbe care se făceau în altă limbă decât în limba nouă, poporului nostru? Frații mei argumentează necesitatea apariției unor asemenea broșuri. Editarea acestor buletine misionare bilingve vine în dorință de a satisface solicitarea moldovenii basarabeni care nu cunosc graiul rusesc. Dar cum a spus și Părintele Eugen, a fost foarte greu pentru basarabeni să se adapteze la o altă limbă. Și chiar și note joase care căpătau la școală și la seminar, nu puteau să îi motiveze să se adapteze după alte limbi. Dar n-ar fi problema aceasta de limbă dacă n-ar apărea în această perioadă alte probleme. Inochintism. Ștefan Ciobanu spune că apariția inochintismului a fost de fapt reacția poporului de jos pentru că nu înțelegeau cultul în limba rusă. Iar inochintismul a fost o alternativă, în ghilimele, desigur, care a permis basarabenilor să afle și să audă cultul religios în limba lor maternă. Toate aceste fenomene s-au dezvoltat datorită factorilor bine știute. Oficierii serviciului divin în limba slavă, respectiv nefiind înțeleasă de către populație și lipsa cărților liturgice. Preotul fără carte liturgică, el ca om fără mână. Da, cei care au experiență și slujire mai mult de 10 ani, noi practic cunoaștem toate slujbele aproape pe de rost. Și fără carte, și botez, și economie, și mormântare, poți să faci ușor. Însă liturghie este mai mult decât o acțiune. Și citind din carte, de fapt, atingi ceea ce ți-a transmis preoți care au slujit anterior în parohia ta. Acele pagini de obinite, acele colțuri roase, acele lucruri care te inspiră să slujești în continuare. Acum, frățimea ortodoxă, observând că, de fapt, preoții neglijează recomandările eparhiale, vin cu alt sfat. A se recomanda clerul să întrețină convorbire cu poporul după terminarea serviciului divin, pe parcursul cărora să-l familiarizeze cu conținutul foilor volante expediate de către Consiliul Frățimii. Și întrucât din cauza sărăciei noreași nu își pot permite să le propori, să fie distribuit în mod gratuit din contul bisericii.
și iar o problemă. Deja nu mai trebuia să le vândă din oraș, să le împarte gratuit, nimic ca tot. Nici acest lucru nu a fost realizat pe deplin. Și mulți cercetători care au lucrat cu istoria bisericilor au descoperit clopotnițe, depozite, reziniță bisericii cu cărți și reviste care nu aveau pagini tăiate. Da, erau și chișinevski parchiari în vietnosti. Era un protest. Preoții nu știau, nu cunoșteau limba rusă și respectiv nu foloseau aceste cărți. Dar, pe timp cât lucram și la Cancelarea Metropoliei, am primit din partea unor preoți și niște reviste, Luminătorul, Arhivele Basarabiei, care la fel nu erau cu pagini tăiate. Și aici avem probleme. Deci nu au fost duse misiuni pe la cap. Însă lucrul acesta noi nu putem atribui Părintele Iosif Ignatovici. Într-un an construiește Biserica din Piatră. Într-un an, vă imaginați, la capătul Pământului, la capătul Basarabiei, se construiește din Piatră o biserică. Copărările lui astăzi nu s-au păstrat, este doar rămășiți unui tur. Am fost acolo, am văzut altarul unde s-a aflat altă dată. Acum este un cimitir mai vechi, este o biserică nouă, construită în centrul satului. Dar cel mai important lucru a fost școala. Școala parohială, care a deschis-o Părintele Iustin. Și el fiind director și profesor în această școală. El fiind cel care a investit cel mai mult în educarea copiilor. Gramatică, aritmetică, toate lucrurile care trebuie să cunoască copiii în clase respective erau învățați de către părintele și încă un grup foarte mic de voluntari care nu primeau absolut niciun salariu, niciun fel de întreținere. Școala devine cea mai exemplară. Despre activitatea părintelui Iustin se aude tocmai în Sankt Petersburg. Și el este decorat cu înaltă distinție imperială, Ordinul Sfânta Ana. Și numele lui figurează în țărcovne vedenoste. Deci nu a fost atât de ușor pentru un preot din Basarabia să primească asemenea distinție. De obicei, dacă priviți în revistele Chișinăuschi Parcani Vedomăste și în alte reviste, portrete episcopilor eparhioți, vedeți că ei având doar aceste distinții, Sfânta Ana, este foarte clar, vizibil, la gâtul ierarhiei. De ce a fost atât de mult apreciat? Pentru că copiii au ajuns să termine școală cu misiuni și să ajungă mai departe, să evolueze, să facă școală mai departe. Cineva la seminar, cineva la colegiu, dar toți au ieșit oameni cu cart, cu diplomă. Era foarte greu de promovat învățătură într-un sat mare pe atunci, mai ales că mai mult de jumătate de populație erau adnaverți, cum spunea atunci, și dinaverți. Asta un fel de lipoveni sau creștini de Litvie, care erau într-un, hai să numim, armistițiu cu Biserica Ortodoxă Rusă. Adică nu îi acceptau și unii pe alții. Nu aveau conflict, precum ceilalți care erau mai stricți în tradițiile și în învățătura lor. Și totuși el reușește să-i convingă. Primește cărți și din Chișinău, din Sankt Petersburg, pentru a învăța copiii. Desigur, la fel cum au menționat vorbitorii anterior, cărți erau toate limba rusă. Manuale erau rusești. Și nu toate erau utile. Și aici Părintele Iosif, ca un manager discusit, vine cu o recomandare care a fost publicată pe paginile
revistii eparhiale. Nu procurați atâtea cărți. Nu procurați atâtea manuale, că nu avem nevoie de atâtea. Mai bine din acești bani plătiți profesori. Foarte îndrăzneți. Să vorbești lucrul acesta. Practic, mergi împotriva sistemului. Dați o Biblie. Dați câteva cărți de gramatică și aritmetică. Și mai departe, noi ne descurcăm. Învățăm copiii să citească, să numere și să fie oameni cu litera mare. Cea mai mare satisfacție pentru locuitorii satului Năpădeni a fost faptul că copiii nu doar că au ajuns să citească, să numere corect, dar au ajuns să cânte în stradă. Asta era satisfacția oamenilor de atunci. Copilul meu citește la slujbă. Citește ceasul, citește din psaltire, citește din ceasul. Uitați-vă câte reputații au căpătat părintele Iustin și câte recunoștințe au primit el datorită acestui efort. Copiii au ajuns să fie de la școală, au ajuns în biserică. Și spuneau cronicile că veneau oameni din alte localități și ascultau corul bisericii. Pentru că nimeni nu a avut așa cor. Păi de obicei, asalte cinică. Oameni așa, mai în vârstă, în etate, care au mai mult timp liber, care o știu și ei să citească, știu să răspuiască cărți bisericii și mai puțin tineri. Părintele Iustin lucrul acesta a reușit să facă în primul. În final, vreau să spun un lucru. Astăzi mi stau la dispoziție toate invențiile, toate tehnologiile informaționale. Avem și internet, avem și tipografii performante, avem și radio, televiziune, toate mi stau la dispoziție. Mi-aș dori foarte mult ca noi preoți, dar cu ajutorul vostru, creștinilor, enoriașilor sau mirenilor, cum vă numim, să putem face o schimbare. Să învățăm copiii și tineri să citească carte. Cartea care aduce un folos. Care aduce o schimbare la unde. Care lasă amprent. Și care te impune să mai deschizi încă o dată această carte. Nu se minte cine spunea din preoți contemporani, dacă vrei să vezi cum se roagă preotul, vezi cărțile lui liturgice. Dacă vrem să vedem cum se roagă creștinii în ziua de astăzi, arătați cărți de rugăciune, psaltire, ceaslov, acatistie. Pentru că citind și răsfluind și văzând aceste pagini, îngălminite, îmi dau seama că încă nu suntem pierduți. Și biserică, școală, bibliotecă, muzeu vor face efort comun pentru a învăța și a ajuta societatea noastră. Mulțumesc pentru atenție! Și dumneavoastră ați făcut un frumos îndemn spre lectură pentru enoriași și cu siguranță au și cei care astăzi sunt la distanță. Uitați-vă că un moment defavorabil pentru noi bibliotecari, în special că nu avem fizic utilizatori sau citori la bibliotecă, dar cuvântul nostru astăzi, grație tehnologiilor și suportul care va avea din partea partenerilor, ajunge și în teritoriu, acolo, unde, cu siguranță, sunt mulți care așteaptă un cuvânt bun, care vine din Biblioteca Națională, de la acest simpozion. Mulțumim foarte mult. Sigur, învățarea este foarte importantă. Mai ales în ziua de astăzi, când mai mult învățăm online,
dar cei care sunt copii știți ce înseamnă învățare online. Dar amintind de învățare, citesc și pe Nicolae Iorga. Învățat se cheamă om care mereu este doritor să înveți și este bucuros să înveți. Să ai această bucurie și râvnă este, hai să spun, o evlavie, dar și un sacrificiu. Să te duci la librărie, să cauți o carte frumoasă, interesantă. Am spus odată că dacă răsfoim portmoneul nostru, o să vedem acolo mai multe carte de reduce. De la magazine, saloane, fel de fel de stații petroliere și așa mai departe. Dar mai puțin o să găsească printre aceste carduri și carduri de la Biblioteca Națională sau alte biblioteci. Mergem în continuare. Oferim cuvântul părintelui Vasile Mănică, doctorat cu biserici din satul Ghidighici, cu referatul publicației religioase din a doua jumătate a secolului XIX și impactul ei asupra creștinilor basarabieni. Studii de caz, Chișinovski, parchiar Biedrost. Mulțumesc foarte mult, părinte. Gândeam la început ce ar trebui să abordez în cadrul acestei conferințe. Inițial am mers pe o altă temă, să m-am gândit și am rămas la Chișinovski, parchiar Biedrost. Un subiect care, de fapt, este foarte mult cercetat, un subiect controversat, fiind absolventul unei facultăți de istorie, putem observa o tendință foarte mare, o discrepanță dintre istoricii care sunt pro-români. De altă parte, vedem un alt curent, istoricii care încearcă, prin diferite argumente, să interpreteze anumite documente de istorice, evidențiind rolul și grandoarea, măreția Imperiului Țarist asupra dezvoltării, culturalizării, dacă doriți, a spațiului protonistrean și inclusiv a creștinilor simpli. Ceea ce aș vrea astăzi să transmit este cunoscut de foarte mulți dumneavoastră, însă aș vrea să evidențiez câteva momente legate de impactul, cât de mare totuși a fost impactul acestei reviste asupra nemijlocit societății, a oamenilor simpli, pentru că și Părintele Maxim a vorbit de faptul că erau acele foi volante, acele informații pe care trebuiau să o răspândească, inclusiv să o procure, iar mai târziu să o distribuie gratuit. Chișinovski, parchiar Nevedeți, de fapt, a fost revista care trebuia să fie procurată de către parohiile din cuprinsul spațiului protomistrean, însă, existând în fiecare parohie o bibliotecă. Întrebarea este acum din felul următor. În ce măsură oamenii au avut acces la această revistă și în ce măsură ei au putut înțelege mesajul? Cunoaștem cu toții cu faptul că după ce Basarabia este anexată, se începe diferite activități de transformare a spațiului respectiv într-o gubernie rusească, însă în mare parte spațiul acesta putonistrean au trecut în subordinea Imperiului Țarist, mai puțin a fost afectată partea bisericii sau domeniul ecleziastic, referind nevlocit și la biserici și la preoțime. De ce spun acest lucru? Pentru că o perioadă foarte mare, numărul preoților care se declarau români, este destul de mare și pe parcursul acestei perioade el nu se reduce substanțial. Astfel putem observa că preoții s-au bucurat într-o oarecare măsură de o anumită s-au bucurat de o anumită privilegii pe care le-a oferit Imperiul Țarist. Cu toate acestea putem observa că revistele care apăreau în spațiul protonistrean au trecut printr-o cenzură. Deci nu orice revistă care apărea în spațiul protonistrean se bucura însuși de o popularitate. Deci anumite texte pe care erau expuse în revistele care apar în Basarabia erau sub o cenzură strictă care era subordonată Imperiului Țarist. Chișinovski, parchiar Nevedeți, de fapt, este o revistă care apare nu ca o dorință nemijlocit a populației băștinași, dar de fapt este o revistă care apare la gândirea, la dorința politicii țariste pentru a evidenția anumite alte normative în partea oficială,
Iar în partea neoficială cunoaște de faptul că este dedicată predicilor, scrierilor tălmăcite Sfinte Scripturi, diferitor activități pe care aveau loc în spațiul respectiv. Cu toate acestea, putem observa o tendință foarte mare de faptul că la început această revistă apărea și în limba rusă și în limba română, cine mă vorbește, ce mai cu explică mândrânească, însă pe parcurs această limbă dispare încetul cu încet. De ce totuși dispare această limbă? Istoriografia ne propune câteva argumente. Nicolae Drăcovici menționează faptul că după anul 1871 începe să dispară deja limba română din revista respectivă, din simplu consider că traducerea din limba rusă a textului în limba moldovenească sau limba română era foarte nevoios, de aceea deja încetul cu încetul începe să se reducă sau să refuze traducerea textelor din limba rusă. La fel se explică faptul Nicolae Popovski despre faptul că o altă idee a sa se resumă la faptul că este o politică fixă de a rusifica spațiul respectiv. Și dacă ținem cont de alte documente, de alte mențiuni, acest lucru se observă inclusiv și prin acele regulamente organice pe care au fost adoptate în spațiul respectiv. Ștefan Ciobanu, la rândul său, spune că limba română vorbită în această descrisă sau menționată în această revistă, de fapt, are o simbolistică foarte simplă. De foarte multe ori această limbă este neclară, propozițiile sau gândurile sunt foarte șlubite, iar limba este una stricată. Deci putem observa că acestea au fost mai multe cauze pe care apare dorința de a elimina treptat. Clar că nu într-o dată, însă pe parcursul anilor de anul 1867 până anul 1871-72, deja după anul 1872, limba română, moldovenească, dispare din această revistă. Deja când vorbim de faptul că au fost mai multe încercări ale preoților de a explica importanța acestei reviste, părintele menționa faptul că preoții erau îndemnați ca după slujbă să se oprească preotul împreună în oraș și să explice mesajul scripturistic, esența învățăturii creștine, cum numim noi, catehizare, explicarea diferitor momente, de fapt s-a încercat acest lucru prin intermediul acestei reviste. Faptul că oamenii nu înțelegeau ceea ce este scris. Și vom vedea de ce oamenii, impactul acestei reviste este un minim asupra societății basarabiene. Preotul Teodor Lukașcu, într-una din reviste, menționează în următor. Nu s-o pătiți, prietenul meu, că diferirea cuvintelor într-o însemnare de spărțirea a vieluței parhiane poate să fie o piatră de potihnire pentru preoți. Deci a încercat să argumenteze faptul că această revistă este una binevenită, este o revistă care, de fapt, va încerca să ne lumineze, să înțelegem Cuvântul Dumnezeu, însă, fără ca să intre în detalii. Acum, când vorbim de faptul că volumul pe care era dedicat acestei reviste pentru partea neoficială, într-adevăr, partea oficială se referea la acte normative, viața bisericească din spațiul protonistrean, însă partea neoficială, cum am spus, se referea în mijlocit la activitățile vieții bisericești, dar faptul că nu se abordează viața cotidiană a băștinașilor, a persoanelor din Basarabia, este unul dintre primele impedimente pe care face ca această revistă să sufere, nu un anumit eșec, dar impactul să fie unul și mai mic. Deși volumul era foarte mare, a mesajului explicat în partea oficială, totuși noi putem vorbi de câteva cauze. Primul, este lipsa vieții cotidiene din Basarabia. Este abordat doar partea oficială a Imperiul țarist și nemilocițele se reducea doar la acest lucru. Partea oficială era textul tradus în limba română, dar neînțeles de foarte multe ori de către oameni. De ce? Pentru că Nicolae Popovski menționează faptul că textul care era scris de către preoții, seminariștii, din care au colaborat cu această revistă, de fapt purta un caracter științific. Este foarte greu acum să mergi într-o școală, venind din școală, este foarte greu să mergi cu un limbaj științific în fața copiilor, clasa 5-a, 6-a, inclusiv și a 9-a,
să explice un mesaj pe învățătură de dogmă, dogmatică, cum spunem noi, dar dacă nu reduci mesajul la particularitățile de vârsta copilului, nivelul de cunoștință, atunci cât de mare specialist nu ai fi, cât de bun preot nu ai fi, se primește ca, mă scuzați de expresie, ca nu ca de perete în rândul copilului. Deci e faptul că această revistă poartă un caracter științific, oamenii nu totdeauna înțelegeau mesajul pe care îl transmit preoții. Al doilea este faptul că preoții care scriau în această revistă erau preoți din cadrul seminarului teologic. Faptul că acești preoți erau cumva afiliați sau erau filoruși, încă este încă un motiv aparte prin care se mergea pe varianta răspândirii ideilor, concepțiilor ruse în această revistă. Pe lângă aceasta, un argument foarte important este faptul că preotul care l-am nominalizat, Teodor Lașcu, menționează de faptul că uite cât de bun este această revistă. Dar trebuie să ținem cont că în această perioadă tocmai se elimină sau se suspendă învățământul în limba română, în spațiul protonistrean, spațiul pasăran. Pe de o parte, noi vorbim de faptul că, uite, noi avem o revistă foarte bună care din nou ne va ajuta, iar pe de altă parte, limba română, limba moldovenească, este exclusă din învățământ. Un alt argument este faptul că se traducea din limba rusă în limba română textul. Este foarte greu să traduci o expresie din limba română în limba rusă, da? Care este pereție, avem. Nu putem traduce alt cuvânt, de exemplu, cuvântul dor, nu poți să-l traduci în altă limbă. Și atunci când traduci într-o limbă în alta, esența, să spunem noi, a ideii pe care vrei să o transmiți este o idee care mai puțin este înțeleasă, care este mai puțin acceptată. În final, vreau să evidențiez câteva momente. Deși în a doua parte a secolului XIX-lea, deja apar mai multe reviste, deja după anii 80, mi-am bine spus, apar noi reviste, deja aceste reviste cumva sunt acceptate, sunt înțelese, sunt promovate de către preoți în parohiile lor și, cum am spus, deși această revistă era cumva cumpărată de către parohii, de către preoți și erau bibliotecile parohiale, erau destul de bine organizate, impactul acestei reviste, de fapt, este unul foarte mic. Poate, în rândul preoților, acest mesaj ajungea mai ușor, însă, în rândul populației, ea cumva a fost primită cu o reticență, ceva cu o răceală pe care, de fapt, oamenii, dacă nu cunoști, și Părintele Eugen vorbea de faptul că copiii primeau acele note negative la limba rusă. Faptul că omul nu cunoaște ceea ce îi se spune lui, cum a spus și Părintele Maxim, este o incertitudine. Omul nu poate să creadă ceea ce îi spui, trebuie să-i aduci și argument. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Părintele Vasile, pentru prezentarea noastră. Vreau să fac o mică precizare sau remarcă. E sigur că cronica oficială din revisele Chișinăuschi Parcanii Vedmăstii uneori depășau limită și lăsa un spațiu foarte îngust pentru partea neoficială, care includea predici și istoria unor locașuri sfinte sau învățătură dogmatică. Totuși, pentru cercetători, pentru istoric care se ocupă de istorie eclesiastică, această parte oficială este importantă, deoarece acolo putem afla despre viața unor slujitori, pentru că este menționat numirea lui, eliberarea din funcție, transferul, decesul. În unele numere putem afla chiar și staroste sau epitrop, care a activat în parohie, parachisie. Lucru care, cu părere de rău, astăzi niciodată noi nu vom avea, cred că, spre mare nostru regret,
Și vorbeam odată cu părintele Vasile, zic că uite că în epoca aceasta digitală, pe suport de hârtie absolut nimic în România despre activitatea noastră. Să dea Dumnezeu ca noi să tipărim mai departe cărți pe care intenționăm să le facem, să avem și volume în urma sesiunilor cu comunicări, să avem reviste științifice unde am putea să elucidăm anumite aspecte din viață, dar tot ceea ce prezentăm noi este din trecut. Și așa, întrebarea utopică, peste 100 de ani, despre viața noastră, despre activitatea noastră, oare va afla cineva? Pentru că rețele de socializare ele sunt așa, sunt, mâine nu sunt. Și poza care ai postat pe Facebook 10 ani în urmă, greu să o găsești azi. Dar ceea ce este pe suport de hârtie, rămâne pe vicii. Deci, anticipând finalul simpozionului nostru de astăzi, vreau să anunț pe toți vorbitori care au prezentat și o să prezinte la două jumătate a zilei comunicate, toate prezentările voastre, în termene care o să vă anunț ulterior, o să trimiteți adresa bibliotecii pentru ca mai târziu să apară în revista oficială a Bibliotecii Naționale, mă adresez biologic. Ca munca voastră, ca efortul vostru, ca strădania voastră să nu dispară, ci să apară pe paginile revistei bibliotecii. Acum, cu permisiunea voastră, anunț pauză pentru 30 de minute. Doamne, ajută-mă departe. Stimați colegi, bine ați revenit la simpozionul nostru și astfel că continuăm programul și urmăm cuvântul gazdei, Veronica Kosovan, șef secției Carte Vechi și Rară, Biblioteca Națională, cea care este sufletul secției și nu numai și acestui eveniment. Eu vă propun spre audiția dumneavoastră temă axată pe istoria bibliotecii seminarului teologic din Chișinău, reconstituire istorice. Reconstituirea cadrului istoric a procesului de formare a colecțiilor de carte din Biblioteca Seminarului Teologic din Chișinău este unul foarte anevoios, deoarece nu există în literatura de specialitate o lucrare dedicată în care să reflecte anume conținutul și activitatea acestei biblioteci. În lipsa unei mărturii certe despre colecțiile bibliotecii respective, am folosit drept punct de reper cercetările care abordează în linii generale istoria propriu-zisă a seminarului, deoarece mărturiile documentare, după cum am zis, sunt foarte modeste. După câte știți, seminarul teologic a fost o instituție, una din primele instituții de învățământ din Basarabia gubernială, înființată la Chișinău de către metropolitul Gavril Bănulescu Bodoni în anul 1813 și zic cercetătorii că a avut la drept model seminarul de la Socola. La început, seminarul avea doar două clase în care au fost înscriși doar 53 de elevi și primul local al seminarului teologic a fost pusă la dispoziție de către Comisia de aprovizionare. Iată că pe parcursul anului 1813 seminarul mai schimbă între timp două locații și în 1814 este transferat în casa eparhială. Anume în 1814 seminarul deschide și biblioteca pentru studenți. Peste
trei ani, adică în 1817, a fost construit un edificiu special pentru instituție de două nivele la intersecția străzilor Ferdinand I, Ștefan cel Mare și cu metropolitul Gavril Bănulescu Bodoni. Iată că în clădirea aceea, care astăzi nu mai este, se afla la primul etaj localul inspectorului și biblioteca. Prima bibliotecă se numea Fundamentale, adică biblioteca fundamentală. Deoarece creștea numărul elevilor, vechea clădire cu două etaje nu mai satisfăcea fizic și suficient cu sări de clasă și prin urmare s-a decis construirea unei noi clădiri, de fapt un ansamblu de clădiri, temelia cărei a fost pusă în 1900 și dată în exploatare 2 ani mai târziu, adică în 1902. Noua clădire metropolitană a fost construită la colțul actualilor Bănulescu Bodoni și 31 august 1989. Deci e vorba de clădirea blocului 2, care astăzi este clădirea blocului 2 a Bibliotecii Naționale și iată acest corp care este ocupat, aparține azi de Universitatea Tehnică din Moldova. Anume la partierul clădirii cu două etaje, adică în clădirea în care noi astăzi ne aflăm, era amplasată biblioteca seminarului, deja între timp cu secția ucebnei, adică de studii specială alcătuită pentru elevi. În perioada interbelică, la etajul 2 acestei clădiri, care presupun eu și vreau să cred că e spațiul unde noi astăzi ne aflăm, s-a aflat o altă bibliotecă, Biblioteca de Carte Românească a seminarului. După cum am mai zis, puține surse pun în lumină conținutul bibliotecii seminarului, însă se știe că biblioteca fundamentală, fundamentală, a fost creată exclusiv din cărți în limba rusă, achiziționat în primii ani de activitate a seminarului. Domeniile exemplarelor vizau literatura teologică și ele erau împrumutate doar profesorilor. Elevii doar își făceau conspecte de pe aceste cărți. Biblioteca secției ucebnei a fost creată cu mult mai târziu pentru elevi și din contribuția proprie a elevilor abia în anul 1868. Și la început aici se regăseau doar 100 de cărți. În 1910, atât secția fundamentală număra 3515 titluri de carte, 39 de hărți geografice, 39 de manuscrise și 19 tablouri pictate de discipulii săi, Alexandru Plămădeală și Mihail Berezovski. Din șirul manuscriselor, care erau în colecțiile bibliotecii, făceau parte și trei cărticele scrise de mână, care conțineau gode închinate mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, realizate de către elevii săi și dăruite mitropolitului cu ocazia onomasticii sale în anul 1817. În aceeași perioadă, adică în anul 1910, secția ucebnă a numărat 3126 de cărți și 1015 reviste. În compartiment aparte a bibliotecii seminarului era Biblioteca de Carte Străină, care întruna în sine câteva sute de exemplare ediții bibliofile în limbile franceză, latină, germană, engleză, greacă și altele, care au fost dăruite seminarului pe parcursul istoriei sale de către diferite personalități notorii. În colecțiile Bibliotecii de Carte Străină se regăsea Biblia lui Ivan Fiodorov de la 1581, Dreapta alcătuirii gramaticii slavonești, tipărită la Snagovă în 1697, Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă de la 1743 și alte cărți cu valoare indispensabilă și mare, care au fost tipărite în centrele europene. Aceste cărți vechi, ele au fost făcute publicului
au fost făcute cunoscute publicului larg în cadrul manifestărilor de sărbătorirea centenarului seminarului, adică în anul 1913, moment descris de mai mulți autori din acele timpuri. S-a organizat o expoziție amplă unde, pe lângă cărțile din biblioteca seminarului, au fost expuse și cărți și cercetări realizate între timp de profesorii seminarului și de discipulii instituției. Deși Nina Negru citează într-o sursă, precum că biblioteca seminarului pe timpul mitropolitului Gavril Bănulescu Bodonii n-a intrat nicio carte românească, eu îmi permit să mă îndoiesc și să-mi pun întrebarea chiar să nu fi donată mitropolitul bibliotecii seminarului, care, potrivit afirmațiilor lui Octavian Ghibu, era cel mai bine organizat decât cel de la Iași, niciun exemplar din primele sale cărți tipărite la Chișinău în limba română. Oare întemeitorul și titlul primii tipografie din Chișinău, care avea să devină pentru toată perioada dominației rusiești unicul centru spiritual al Basarabiei și să nu se fie îngrijit de suflul spiritual al elevilor? Puțin probabil, doar că lipsesc dovezile documentare pe care cercetătorii urmează a le descoperi. Natalia Derevlencu, într-un studiu dedicat învățământului din Chișinău, afirma că la finele secolului XIX, cărțile în limba română puteau fi găsite la biblioteca seminarului creată de mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii și reorganizat de arhiepiscopul Dimitrie Sulima. În perioada interbelică, seminarul dispunea deja de trei biblioteci, dintre care două erau puse la dispoziția elevilor. Cea de treia bibliotecă era Biblioteca de Carte Românească, care a început să fie formată în anul 1919 și prima achiziție de carte reprezenta un lot din 20 de exemplare, ca în următorii 6 ani să ajungă la 3.012 volume și această cifră nu includea revistele. Primele manuale din colecțiile bibliotecii seminarului au fost Mărturisirea ortodoxă a lui Petru Movilă. Ulterior, special pentru elevii seminarului, a fost alcătuit și tipărit manualul Gramatică rusească din 1819, considerat de Ștefan Ciobanu cel mai vechi manual școlar din Basarabia, care s-a păstrat în mai multe exemplare. Și un exemplar acestui manual sunt și în colecțiile de patrimoniu ale Bibliotecii Naționale. O altă ediție bilingvă, identificată de același Ștefan Ciobanu în Biblioteca Seminarului Teologic, este datată cu anul 1830-1840. E vorba de Abecedarul rusesc, care cuprindea 56 de pagini. Textul rusesc era tipărit cu caractere civile, iar cel românesc era tipărit cu caractere chirilice vechi moldovenești, ceea ce conferea acestei ediții o importanță deosebită și a clasificat-o ulterior printre una din cele mai interesante bucoane basarabene. De completarea bibliotecii se ocupa bibliotecarul în baza solicitărilor parvenite de la profesori. În perioada interbelică, cheltuielile financiare de la stat ajungeau la aproximativ 49.000 de lei pe an. O altă cale de îmbogățire a bibliotecii cu carte românească au fost donațiile. Și una din mărturii este adresarea lui Dimitrie Sulimea către Sfântul Sinod în anul 1830, prin care solicita permisiunea de a distribui gratuit de la depozitele societății biblice 25 de exemplare de Noul Testament în limba română elevilor bursieri ale seminarului duhovnicesc. Potrivit Mariei Danilov în jurnalul Dicasterie pe anul 1833, este notat că Maria sa Dimitrie, arhiepiscopul Chișinău și Cotinului, în 10 mai curent, a dăruit pentru biblioteca seminarului două cărți traduse din greacă de Sfinția sa, mitropolitul Valahiei Grigorie, despre procederea Sfântului Duh al lui Iosif Vruienos, scrisoare Patriarhului de Constantinopol și tălmăcirea lui Ioan Tamăschin, tipărite la Iași în 1816.
numeroase titluri de carte aduse la Chișinău, la porunca metropolitului Ungru Vlahiei Grigori al IV-lea, în perioada aflării sale în exil la Chișinău, adică în perioada anilor 1829-1832. Aceste cărți au fost identificate în Biblioteca Seminarului de către Constantin Tomescu. Din corespondența metropolitului cu episcopul neofit al Râmnicului, Grigore scria: frații de aici erau lipsiți de hrana bisericească, de aceea metropolitul dorea să le dea, după cum zicea în scrisoare, în dar cele mai însemnate cărți spre folosul sufletesc. Datorită intervenției sale, colecției bibliotecii Seminarului Teologic a fost completat cu impunător lot de carte românească, în deosebi religioasă adusă de la București. Un alt exemplu elocvent este gestul Academiei Române, care a binevoit să doneze seminarului toate publicațiile secțiilor literare și istorice, astfel punând la dispoziție elevilor cărți cu un conținut științific valoros. Biblioteca seminarului a avut donații și de la unele societăți culturale din Basarabia. Prin aceasta se manifestă Comisia Guberneală Științifică a Arhivilor din Basarabia, care a donat spre folosință elevilor un lot de carte de 685 exemplare și 166 de manuale. Primul bibliotecar din cadrul Bibliotecii Seminarului Teologic a fost Isidor Gerbanovski, care s-a ocupat de completarea bibliotecii până în ianuarie 1819. Ulterior, această funcție a fost preluată de starețul Ioanichie, care a lucrat mai bine de 2 ani în această funcție, mai exact din 1819 până în 1822. Dumnealui îi revine întâietatea de a fi alcătuit primul catalog al bibliotecii seminarului. În 1823, ca bibliotecar, este numit un elev absolvent, și anume Ioan Rodustat, care a făcut prima încercare de a clasifica cărțile din bibliotecă, clasificare care n-a fost aprobată de conducerea seminarului, din păcate. În 1900, bibliotecar devine un alt absolvent, Pavel Lotoțchi, care în timp își desfășurase educație teologică la Academia din Kiev, după care a revenit la Chișinău în calitate de profesor la seminar. În 1924, biblioteca era condusă de pedagogul Mihai Espiniei, care se ocupa și de copertarea cărților într-un atelier înzestrat cu instrumente necesare, la care lucrau însăși elevii. Pe unde să fie reușită biblioteca seminarului, greu de spus. Cert este că în învăltoarea evenimentelor istorice de la începutul secolului 20, Chișinău a fost în epicentru unor evenimente cruciale pentru istoria Ținutului. În vara anului 1915 și până în 1918, perioada în care orașul și-a schimbat de 3 ori statutul, clădirile seminarului au fost ocupate de spitale de război, deoarece Chișinău se afla în preajma liniei frontului și cine știe dacă biblioteca a fost evacuată în acea perioadă sau a avut soarta cărților prețioase din biblioteca personală a lui Vasile Stoiescu, cu care bolșevicii au făcut 3 zile la rând focul în sobă. Da, clădirea seminarului a suferit în cel de-al doilea război mondial, dar a fost restaurată și păstrată până în zilele noastre și, în plus, considerăm că îndeplinește, într-o anumită măsură, una din funcțiile sale inițiale. Studenții se află în corpul administrat de Universitatea Tehnică și clădirea cu 2 etaje deținută de Biblioteca Națională, în care sunt amplasate colecțiile de patrimoniu ale Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim foarte mult, doamna Veronica Cosovan, pentru această prezentare. Desigur, și fără îndoială, fondul bibliotecii și seminarului și eparhiei avea să, în caz dacă era să se păstreze tot fondul, era să facă onoare pentru orice instituție de învățământ, pentru orice bibliotecă,
deoarece tezaurul estimat a acelor cărți pentru care erau și manuscrise foarte importante pentru istoriografie ecleziastică, pentru biblioteconomie, pentru istoria Basarabiei, ar fi avut să se păstreze astăzi, era să le admirăm, să le studiem, să cine știe câte evenimente, câte simpozioane încă avea să se petreacă în urma studierii acelor lucrări, acelor cărți. Cert este că asemenea devastării bisericilor și mănăstirilor din perioada sovietică, când creștinii practic pe mâini scoteau din locașuri sfinte obiecte de cult ca să le ocrotească de profanarea din partea sovieticilor. Și aceste lucruri i-au păstrat până în ziua de astăzi în biserici sau le-au retrocedat. Cu cărți situația stă mult mai prost. Care au fost arse, care au fost date dispăreri și uitări, care au fost luate și aduse partea cealaltă a prutului. Sperăm că și organele care stau și veghează hotarele țării noastre vor ține cont de importanța ocrotirii patrimoniului. Și așa cum vorbeam noi anterior cu doamna Elena Pintileși, cu administrația bibliotecii, instituțiile vamale vor ține cont de retrocedarea cărților, nu doar obiectelor de artă, de patrimoniu, care ilegal pleacă peste hotarele țării noastre și sunt vândute de, nici nu știu cum să-i numesc, pentru că ei toți sunt niște, îi profanează, îi vând tot ce este mai sfânt pentru poporul nostru. Credință, cartea, grai, cântic, acestea sunt bazele societății noastre. Cu asta noi ne mândrim. Și prin asta noi ne exprimăm ca un popor cu cultură de, nu de zeci de ani, dar de sute de ani. Mulțumim încă o dată, doamna Veronica, și vă dorim realizări frumoase în continuare, împreună cu toată echipa Cartea Rară, să ajutați cercetătorilor și tinerilor să scoată în evidență acele lucruri care nu sunt încă cunoscute sau sunt date uitării. În continuare, invităm un alt vorbitor, pe domnul Vlad Chimpu, cel care pentru mine personal a fost autor, datorită căruia am aflat multe lucruri despre istoria mănăstirilor și schiturilor din Basarabie. Asta până la apariția monografiei Mănăstirii Căpreană de Ieșanu, Pilin, Nigrei și Fuștei, până la apariția enciclopediei Mănăstiri și schituri din 2013 și locașuri sfinte din Basarabie. Acea cărțulie neagră, ca și acum se minte, am procurat la librărie Eminescu și cu mari emoții răsfăiau în pagini ca să cunosc cum totuși a fost treaba cu locașurile sfinte. Ce totuși s-a întâmplat și cum am ajuns noi să rămânem cu o singură mănăstire în, pe acest pământ, pe acest miliac, și cum am ajuns noi să ne trezim peste noapte cu altare golite, cu mănăstiri fără viețuitori și fără viețuitoare. Vă mulțumim, domnul Chimpu, pentru acea trudă care ați făcut și o faceți în continuare și vă oferim cuvânt cu cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc frumos pentru apreciere.
Nu știam ce impact, deși am avut și recenzii pozitive, sigur. Am fost și am cutreierat băile Dnistrului, pe la mănăstiri, Japca, Zaharna, inclusiv băile Răutului, la mănăstirile rupestre și continui și azi să mai investighez acest domeniu. Și inclusiv, iată, astăzi vreau să atrag atenția a unui aspect, poate cel mai vechi, al monumentelor religioase din pe plaia noastră estică și al țării Moldovei, viitoare țări Moldovei, pentru că se referă la secole cu mult înainte de formarea țării Moldovei. Deci, câteva monumente emblematice și foarte vechi le voi prezenta azi. Deci, eu cred că mai înscriu în programul acela care s-a stabilit aici cu problema cărților, cu cărților religioase, cu deci, educația, cultivarea pioșeniei față de monumentele religioase creștine este tot un mod de educație, pentru că, din păcate, se distrug, continuă să se distrugă, nu numai cărți se distrug, care sunt mai friabile, așa să spunem, mai slabe, dar se distrug și mănăstirile rupestre, se distrug monumente care le avem în Monicat, la noi, asta am să vă spun acum, din păcate, și lumea trebuie să știe, să încerce, să le păstreze. Eu am bătut alarma de când am publicat o biserică rupestră de la Peștera Bechir din lângă Soroca. Pe 96, când am publicat primele materiale, am fost acolo, am făcut măsurări cu arhitecți, am atras atenția și la minister, din păcate, constat și astăzi, ea a continuat să se distrugă, măcar că, în afară de minister și alte instituții oficiale la care m-am adresat, m-am adresat și direct la oamenii de acolo, pe loc, la muzeu, la muzeul cetății, Soroca, pe lângă Soroca. Zic, puneți un om acolo, faceți filială, măcar să ducă uneori să mai viziteze acolo, să alunge copiii, mai ales adolescenți, să duc, distrug monete cu topoare, nu știu ce mai... Distrug și au, practic, deja, nu știu dacă s-a mai păstrat, ceea ce am văzut eu și ceea ce am cercetat și am studiat și am publicat. Făceam o impresie, discutând cu oamenii de acolo, că ăsta e monumentul meu. Dacă eu cercetez, e meu, eu sunt cu interesat. Oamenii bun, ăsta e monumentul vostru, de loc aici. Eu l-am depistat, l-am cercetat. Fiți buni și ocrotiți-l, mândriți-vă cu el, propagați-l și voi, ca din păcate. Mă refer în primul rând acum la un monument arheologic mai întâi, de la Sobari, Soroca, unde a fost descoperită o primă biserică de piatră, de fundație, desigur. S-au început săpăturile prin anii 60, de un arheolog de la Moscova. S-au găsit acolo materiale care erau romane, sticlă, sticlă de olane, nu știu ce, și s-a închis repede, se temeau de romanizare, nu știu ce. Până la urmă s-a dovedit că chiar e mai mult decât romani. O bună parte și au apărut mai multe cărți că este un monument roman. După ce a apărut un obiect așa foarte interesant, eu am făcut alte concluzii, că ea a fost biserică,
И вода де о карамида десената дня, каре де факта публикато ши археологу Деламушкова. Dar el a publicat numai jumătate unde ce este un plugar cu mare și restul, crucea, ce se referă la partea a doua, deci și a făcut două publicații și peste 5 ani, n-a spus niciun cuvânt. După cum se poate vedea, deci aici este marcat, iată, în cărămida aceasta, un prim desen, să-i spun, pictură, mă rog, mod de artă, incipient așa românească, secolul 6-7, când pe cărămidă udă s-a liniat un desen foarte interesant, eu cred că din preot, și inclusiv cu datare, deci 20-a luna a 9-a, deci cu litera V, iată crucea, deci crucea era se vede că ea se lega la mine, deci era cruce pectorală, deci fiindcă, de ce? Toți au analizat monumentul, fiindcă acolo este o stațiune arheologică Sântana de Mureș, Cernăcov, secolul 3-4, deci l-am analizat în contextul ei, că el, adică el este roman și încă e păgân și așa mai departe. Deci, dar nu era publicat în lucrurile astea. Ce a făcut bun totuși arheologul ăsta la Moscova? N-a aruncat cărămida. Până la urmă, ea a ieșit la suprafață, găsea în lada cu materiale arheologice, deci de săpătură, de la Institutul de Arheologie, care s-a transferat la Muzeul Național de Istorie, unde eu activez și acum. Și la un moment dat, când se pregătea expoziția, iată, apare asta, și eu mi-am dat seama că este cu totul altceva, și inclusiv și construcția asta, care se vede, deci este o biserică netipică, este o biserică cu altarul pătrat, deci de tip sirian. Și inclusiv, iată aici, s-au fost depistate bazele coloane, practic împrejur. Și, deci, a fost un edificiu suntuos, cu acoperiș de volane, sticlă pe ferestre de sticlă. Deci, dar nu avea strat cultural și toți care îl analizau, deci s-a presupus undeva că poate fi biserică, dar mult timp nu se știa, nu, erau așa îndierută oamenii. Până apare cărămida asta, deci eu am analizat-o pe larg, iar e valențe folclorice, deci aici e Plăbușorul, deci apariția Plăbușorului, sărbătoarea Sfântului Vasile, da, dar era în septembrie, deci era în calendarul Ilian, așa cred eu. Pe urmă se trece la, în secolul 7, Bizanțul se trece la calendarul, deci la 1 septembrie anul nou, și s-a modificat, dar iată, asta reflectă tocmai momentul înainte de asta. Deci de calendarul bizantin. Deci el tot vine din Bizanț, are și litera V, eu cred că se marca Sfântul Vasile. V s-a scris de două ori, o dată s-a scris pe ud, și pe ud se deosebește. Deci înainte de ardere, care configurație așa vinile, și s-a mai pe uscat, s-a mai făcut odată cineva, deci a făcut exact, aproape literele deci, doi de vie, Sfântul Vasile. Deci eu am considerat că asta a fost din centrul episcopal, desenul a făcut un preot, în sensul că episcopia anunța atunci sărbătorile religioase și aici pe la noi, pe la Nistru, deci iată reconstrucția făcută nu pentru biserică, făcută mai înainte de a se considera biserică, oricum.
Deci este un edificiu cu porticuri împrejur. Sunt descrise exact asemenea biserici de tip sirian, la sud, în Mesopotamia. Deci s-a simplificat structura deci, a coloanelor din interior a bisericilor mari și s-a făcea interior biserici mai simple, după casa, casa romană patrată. Deci sunt așa altare, deci, așa și se numesc, de tip sirian. Mai sunt în Crimea, la biserici rupestre. Sunt așa, au venit așa călugări, au venit în Dobrogea și este la biserica, la, în Calatis, la o biserică, o bazilică mare, tot cu altar pătrat, deci datat în secolul 5-6. Ulterior, deci acești călugări, cred că au ajuns și pe la noi, deci au influențat, iată, anume construcția acestei biserici episcopale, care era episcop de țară și anumite de localități sătești. Prezintă foarte interes, desigur, și cărămida, care, iată, este deja eu am mers pe etape așa, am găsit cărămida, deci am făcut concluzia că a fost biserică, deci clară concluzia. Și inclusiv am găsit în izvoare, deci din sud, deci din Siria, prin Mesopotamia, cum s-au construit anume asemenea biserici. Inclusiv, deci și în Crimea este așa un altar pătrat. Ăsta e monument arheologic, desigur. A avut avatarurile lui, deci s-au oprit cercetare, prima a fost reluată în 9, că n-am vorbit succesiv. În 90-91 s-au reluat săpăturile și deci s-a ajuns la situația asta, inclusiv cu cărămina, care deja după asta, vreo 5 ani în urmă, s-a depistat. Deci și am pus constat că, iată, a fost o sediu episcopal. Episcop de țară, așa le numește și Mircea Procurarul, deci el nu știa de sigur de edificiul ăsta, dar el admite că în teritoriul românești erau episcop de țară. Anume, în baza existenței obiectelor creștine, monumente arheologice. Deci că exista și alt obiectiv interesant, monument, peștera Bechir, săpată în Sfânta de Cretă, deja biserică rupestră, iată are un plan specific. Destul de interesantă, prin valoare ei, altarul are orientat spre nord. Deci, altarele orientate spre nord, asta a fost într-o perioadă, în secolul 4-9, așa s-au fost specialiștii, când s-a definitivat totul. Deci, inițial, altarele bisericilor au fost după Biserica Biblică, așa spunem, la vest, orientată spre vest. În 381 se ia nouă conciliu, de fapt, să fie orientate spre Est. Deci, că Dumnezeu este spre răsărit. Dar se vede că nu s-a uniformizat deodată acest postulat și se mai publicau, se mai orientau, așa s-a înțeles, probabil că sunt mai multe biserici, așa, inclusiv chiar și biserica rupestră lui Daniel și Hastrum, deci tot spune, nimeni nu a tras atenție, deci este mai vechi decât Daniel și Hastrum, deci de dincolo de prut. Inclusiv, deci, dar ce mai are biserica asta, peștera Bechir, a trăit acolo un haiduc Bechir și așa i-a rămas numele, deci iată intrarea în altar,
în desene, am și fotografii, din păcate trebuia să fie prea, volumul prea mare, ca să le... Deci, iată aici avem icoana în altar, altarul ați văzut în plan, e destul de mic, și ea e mic, 5 metri în lungime, aproape 3 în înălțime. Iată, are o urmă de icoane, cu chenar, în trepte, conform unui stil, treptele astea, un stil, a fost un stil de sculptură interioară al acestei biserici și iată pe un perete a avut așa numitul templon, imitat templon, deci sculptat. Eu l-am stabilit numai după capitelul care s-a păstrat încă aici, a fost distrus. Deci, nu știu acum. Inclusiv și alte icoane. Deci, iar un chenar, exact într-același stil cu trepte, deci în trepte, deci a avut undeva trei icoane. Deci templon cu trei icoane. Templonul ăsta e precursorul iconostasului. Așa a apărut mai întâi. A apărut în Biserica Sfânta Sofia de Constantinopol, templon. Acolo erau mai multe icoane, pe biserica aceea e foarte mare, masivă. Dar după numărul mic de icoane, l-am datat tot în secolul 6-7, adică oamenii deja știau de templon de la Biserica Sfânta Sofia, deci, inclusiv călugări care au venit aici, sucat că au venit călugări, fiindcă mai dau descrierea și Curvinovski, la începutul secolului 20, unde spun că au fost și niște chilii care s-au distrus în urma extracției din materialul de prietă. Iată un element interesant de sculptură care s-a mai păstrat foarte bine deasupra ferestrii. Iată, în trepte. Și iată capitelul, iată aici ea. Deci, acesta reproduce în imitație, deci un... De ce în imitație? El nu era necesar, nici nu avem un sapun în față, iată, deci în față avem două capiteluri, deci tot au fost două coloane, colonete, așa, mai mici. Asta e unghie, dar el nu încăpea într-o tot. Și ca să-l imite, deci l-au pus pe perete lateral, care nu avea niciun rost. Deci și ca templonul, ca și iconostasul, stă între altar și deci, naos. Deci, și unde oficează preotul și stă în mirenie. El reproduce, de fapt, un capitel aici, un templon de lemn, iată cum a fost el sculptat. Deci, călugării aceștia care au venit și au reprodus aici, au sculptat, că au lucrat aici cu instrumente, au văzut așa ceva în biserică. Sunt și descrieri de temploane, dar asta e de valoare universală, că s-a păstrat, sculptat, deci a rămas așa încremenit, să-i spun. Cum erau bisericile, sau cum erau bisericile, în primele biserici, mai ales, creștini. Deci eu le-am spus, inclusiv am atras atenția și la Ministerul Culturii atunci, prin 96 de atunci, și în monografie și peste tot, că e de valoare universală, mă rog, ce îl face mai departe, acum propun să restaurez, nu știu, programe cu susținere străină, dar în primul rând noi trebuie să învățăm să păstrăm ce avem. Că dacă nu știm, cunoașterea, deci determină să fim mai cultivați și să avem grijă de monumentele noastre și de strămoșii noștri, fiindcă chiar dacă au venit niște călugări, să spunem, de prin Bizanț, din mediul bizantin, din Constantinopol, s-a transmis aceste valori, s-au transmis și populației din jur. Deci, oricum, s-au adunat apoi și călugări locali, deci ea a avut o continuitate. Deci,
reprezintă un moment important al strămoșilor noștri, al istoriei strămoșilor noștri. Alte mănăstiri rupestre de la Butuceni, o știți că mai mulți ați fost, apărea odată și un generic la televizor foarte des, și scrie că e secolul XVI, sau 14-16, nu știu cum se scrie. Și asta are tot valențe extraordinare, deci ea se găsește la înălțime, acolo știți. S-au prăbușit scările și ea a fost un timp intactă, deci așa cum a fost construită la început. Pe urmă, în 1821, deci sătenii din Butuceni care s-au dătăt, i-au făcut un tunel din direcție opusă, deci stâncilor, și au făcut o biserică parohială. Dar ce e important la ea, deci ea iarăși are altară pătrat. Deci iarăși de influență siriană. Deci, cum se vede, și pe aici au venit călugări sirieni, adică din mediul celălalt, bizantin, și au construit aici un complex împreună cu, sau mai adunat posibil, cu localnici, deci, și au făcut un ansamblu de mănăstire cu dormitor comun. Deci, iată, chiliile astea care le vedem noi, cred că au fost la început numai 12, ca conviețuire sau comuniunea lui Iisus Hristos cu apostolii. De ce spun asta? Pentru că am mai găsit în Munții Buzăului anume în trunchiuri sapate 12 persoane care stăteau la masă. Deci, deci probabil că așa au început mănăstirile să apară, dar ce interesant, aceste dormitoare comune au fost sancționate de legislația împăratului bizantin Justinian, okay? Deci, și unii era fixat că normele cum se organizează o mănăstire, deci cu dormitor comun. Ulterior, deci s-au mai schimbat în chilii sau în alte moduri de amenajare, să spunem, a mănăstirilor, dar asta a rămas. Deci, cercetătorii care s-au ocupat de asta, inclusiv în Bizanț, s-au pot că ele au existat până în secolul XII, așa mănăstiri cu dormitor comun. Ulterior, îi spun, după secolul XII n-au mai fost. Deja s-au schimbat structura de organizare, de comuniune a călugărilor, eu mai știu, deci de amenajarea spațiului, de traiect. Dar aici s-a păstrat, a rămas așa sculptat. Deci, adică tăiat în piatră și a rămas așa cum de la începutul și inclusiv altarul pătrat, deci iarăși din valul acela de călugări care au venit de la sudul Dunării, deci de prin Siria, de prin Bizanț, și au adus influența aceasta, deci prin Dobrogea, dacă știm că acolo este un monument, deci și sunt și documente că au venit, inclusiv, vorbesc despre asta și Anichei Balan, că au venit călugări de la sudul Dunării, inclusiv și la Buzău, și deci au venit și în părțile noastre și împreună cu populația locală, deci cu românii care locuiau aici prin secolul de 6-7, deci au răspândit un mod de cultură creștină, deci de construcție, de amenajare a spațiilor liturgică. Probabil că ea nu avea biserica aceasta, nu avea pronaos. Istoria pronaosului, sau apariției pronaosului în bisericile noastre, românești, în general, este foarte interesantă, dar s-au încurcat ițele până acum și eu am găsit, deci se punea semn de egalitate, într-un fel, cu bisericile antice,
Și acolo, mă rog, a apărut ca loc exonartic, locul unde creștinii încă nu erau, care erau candidați la Hristos să devină, deci, creștini, dar deja tradiția aceea s-a pierdut. La noi a fost o influență, o altă influență, a fost o influență islamică de separare a bărbaților și femeilor. Deci în pronaos se închidea ușa din naos și stăteau femeile. Deci și în naos bărbații, deci petreceau slujba, deci pur se deschidea ușa, desigur, eu știu, preotul trecea și după naos, dar oricum asta a fost o influență. Eu am găsit-o, ea a venit din Crimea, inclusiv pronaosul, ca presiune a, este în vreme iconoclastă, ca presiune a religiei islamice de acolo, și a venit călugări de acolo și deci, așa au impus deci, pronaosul la noi. Ulterior, deci, la noi s-a diminuat această stare din secolul XVI, deci deja ușa care despărțea naosul de pronaos a fost suprimată și s-a făcut în coloane. Practic era totuși o separare, dar era vizibilă, adică se putea comunica. Deci, asta e ce am avut să vă spun. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnul Ghimpu, pentru această prezentare. Vreau să fac câteva precizări. Dumneavoastră spuneați despre Sfântul Vasilie, sărbat în toamnă. Pentru mine, copil, adolescent, mi-a fost cu rezultate și enigmă. De ce semănatul se face iarnă? Până când n-am intrat în esența problemei calendaristice și mi-a dat seama că, de fapt, strămoșii noștri, în mod normal, făceau semănatul la timpul potrivit toamna și nu acum iarna, cum noi avem cu acele schimbări calendaristice și încurcătură și stil nou și stil vechi și multe altele. Bine, nu intrăm acum în domeniul acesta, când ne depășește, însă trebuie, atunci când vorbim despre anumite tradiții, mai ales în contextul patrimoniului și etnografiei, trebuie să ne dăm seama că nimic din ceea ce am moștenit, din ceea ce practicăm azi, tradiții, obiceiuri populare, creștine, naționale, ele nu au fost făcute cumva de ochet sau din cap cuiva și eu nu știu ce să facă, dar toate au avut o evoluție, au avut și anumite devieri, au avut și anumite degradări, dar toate au avut un scop sănătos să formeze din cetățeni, din cei care au trăit strămoșii noștri, oameni, să-i facă oameni harniși, să respecte natura și, desigur, să facă tot în conformitate cu legile dumnezeiești. Următorul lucru care aș dori să menționez, acel domeniu legat de altar. Domnia s-a vorbit despre orientare către răsărit și alte situații când în formele opuse. Bine, probabil că în cazul mănăstirii rupestre, acolo nu a fost altfel posibil de amenajat altarul decât în altă întorsătură. Însă atunci când creștinii noștri vin la botez să încreștineze copil și preotul le spune, iar acum ne întoarcem cu față către ușă,
și de trei ori spune mă lepă de satană, ei trebuie să înțeleagă că ei se întorc către apus. Și despre pronaos, care vorbea tot domnul Ghimpu, pronaos, în pronaos stăteau și acei candidați la botez, dar și penitenți. Adică cei care în perioada de pregoană s-au lepădat de creștinism, s-au avut încălcări grave, disciplinări, ipitimi sau canoane, cum le numim noi, și ei acolo se aflau. Și cei care deja intrau în naos, în interiorul bisericii, văzând că ceilalți încă stau acolo, trebuiau nu că numai pe ei să-i scuipe, dar să dea seama că uite că dacă să mai stai acolo, a să rămâi acolo cu satana mai departe. Trebuie să te lepezi de ambiții, de păcate, din trecut. Și apoi să te întorci cu fața la răsărit. Adică îți dai seama că scopul creștinului este să revină în patrie. Dar patrie pentru creștin este paradis sau rai, unde au viețuit cândva Adam și Eva, care pentru neascultare au fost alungați. Și ceea ce ține de separarea aceasta, bărbați și femei, tendința asta de a avea femei în spate, sau cum ați menționat că în pronaos au stat, au rămas la unele poveni. După prut, peste prut, la ei bărbați nu stau în dreaptă și femei în stângă, dar stau în primele rânduri, stau bărbați și în spatele lor stau femei. Deci la unele poveni creștini de retvec de peste prut, la dânși încă și în Ucraina acolo mai sunt în Crăciun, unde am văzut că acest lucru se păstrează. Deși la cununie bărbați și femei se unește, ei sunt împreună și ar fi sănătos, normal că ei să fie împreună în biserică, dar pe tare ce se separă, rămân tot numai femei în biserică și bărbați tot mai puțini. Asta se referă și la balcoane. Iată, în biserici unde sunt balcoane, acele coruri, cum se mă numeau, acolo stăteau altădată femei în epoca bizantină. Iar jos erau numai bărbați. Ca să nu fie ispitiți unii de alții, femeii erau separate. Acum imaginați-vă că dacă toate femeii se urca în balcon, s-a prăbut și balcon. Dar și altă realitate trebuie să că nu avea pe cine să calce acolo jos, că bărbați sunt prea puțini. Mulțumim încă o dată, domnul Ghimpu, pentru această prezentare, care, deși ați menționat că poate nu se încadrează integral în tematică, însă nu putem vorbi despre învățământ fără biserică, fără trecutul și fără patrimoniul arhitectural și cultural care avem pe pământul nostru. Mulțumim! Eu la fel vă mulțumesc și iarăși revin la vorba maestrului Leon Filip. Uitați-vă, acest patrimoniu cultural, ce poligon mare este, unde noi împreună cu biserica, cu profesorii din școală, avem încă mult de lucru. Într-adevăr, tema patrimoniu cultural și educația este foarte actuală, iar rămâne actuală. Și doar studiind patrimoniu, ne cunoaștem trecutul, înțelegem cine suntem și trebuie să conștientizăm cam unde trebuie să mergem. Eu mulțumesc la fel participanților și celor care s-au îngrijit de organizarea acestui eveniment și le doresc multă, multă sănătate și să aibă inspirație în continuare să activeze pentru binele nostru a tuturor. Trebuia aici să mai adaug că atunci când Biblioteca Națională și-a organizat un program așa mare, ceea ce ține de Zile Patrimoniului Republica Moldova, ne-am implicat activ, divers, cu diferite teme, evenimente, nici nu ne-a trecut prin cap că noi vom fi cei care vom merge și vom salva Biblioteca Filarmonicii, care a fost supusă acelui incendiu dezastruos. Și vă zic sincer, doar bibliotecarii puteau să meargă să salveze o bibliotecă care, după cum spunea cineva, chiar pe rețele zicea, o clădire de filarmonic mai construim, dar biblioteca care azi nu o mai restabilim.
Noi, cei de la Biblioteca Națională, cu mândrie astăzi putem spune că am depus un efort considerabil să salvăm din repertoriul filarmonicii, în special ce este național. Aici sunt și bibliotecari, o parte din ele salvătoare, o parte deja cred că lucrează pe șantier, acolo unde deja se usucă o parte, ca să fie supuse digitizării. Atât că, cred că așa a fost voia Domnului, ca să mergem după incendiu și să salvăm la fel o parte a patrimoniului. Și așa a fost voia Domnului, nu a fost înscris în program. Dar trebuia să o facem și aici, încă o dată, îi mulțumesc colegii la Biblioteca Națională care m-au susținut. Am trecut prin ispite, prin lovituri, dar noi mergem înainte și ne facem misiunea. Alături de noi este Dumnezeu și credința noastră că facem bine. Mulțumesc, Părinte! Pe această undă frumoasă, în calitate de moderator, vreau să aduc mulțumire doamnei director pentru receptivitate și pentru acest concept frumos care a desfășurat împreună cu întreaga echipă de femei mirnosiți, ca așa le numesc, pentru că voi aduceți pace, voi aduceți lumină în inimile noastre. Vreau să aduc mulțumire participanților care au venit cu referate, cu comunicări. Să mulțumim celor care au fost prezenți la acest simpozion, pe viu, prezenți în această sală și cei care ne privesc, ne urmăresc online. Să dea bunul Dumnezeu ca evenimentul care am dat start astăzi să aibă continuitate. O să ne rugăm bunul Dumnezeu și Sfântul Ierarh Gavril Bunulescu Bodoni ca eforturile noastre să aducă roade într-un parteneriat frumos între Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Mitropolia Chișinău și întregii Moldovei și să învățăm sau să reeducăm cetățenii noștri să citească carte, să citească pentru a se dezvolta, pentru a fi oameni culți, credincioși, respectuoși, inteligenți, harnici. Pentru lectură te învață să fie și har. Și cel mai important mi-aș dori ca să avem memorie bună. Să nu uităm nici de cărțile care am citit, nici de personalități marcante care au contribuit la ce astăzi noi avem de față și biblioteca, și muzeul, și biserici, mănăstiri cu tezaurul lor, și arhiva de stat, și multe alte instituții care lucrează pentru comunitate, pentru cetățeni, pentru oameni din Republica Moldova. Mulțumim tuturor și vă dorim pace, realizări frumoase și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Cu Doamne ajută! Doamne ajută!